We 3, 2, On your marks, get set, go! FM, Solid Radio! ce în și încă căpușă? Cu Cosmin Gușă, la Gold FM! Bun găsit, prieteni, într-o nouă săptămână, anume pe data de 18 martie 2024. E o dată importantă, că din câte m-am uitat pe internet, e înainte de 19, iar pe 19 martie, așa am primit informația. Este Sfânta Muceniță Daria. <laughs> Iar cum pe mult iubita mea fică o cheamă Daria, sigur că voi fi atent să nu mai ratez momentul când era mic, o necăjeam, spunând că eu n-am auzit în viața mea de Sfânta Daria, ce e Sfânta Daria. Sigur că după ce se enerva complet și mă luat la bătaie, copiii mei când erau mici, mă băteau, săreau pe mine să mă bată, îi lăsam pe amândoi. E pe rând, că e diferență de șase ani între ei și ne distram de minune. A fost o semiglumă, dar e o zi importantă. Sunt multe doamne și domnișoare pe care le cheamă Daria. În general, tinere, foarte tinere, pentru că nu a fost obiceiul ăsta de a da numele Daria în vechime. Generația mea nu cunosc nicio Daria, spre exemplu, și nici puțin mai mică decât mine la vârstă și în niciun caz mai mare. În această zi în care fierbe țara, e lipsă de soluții, nu vă gândiți că fierbe pe motiv că se muncește sau că se gândește sau că cine știe ce. Nu. Pe motiv de lipsă de soluții, de disperare, fierbe țara, mai ales politica. La București se încing treaba se încinge treaba cu candidaturile. Ăsta este primul subiect pe care îl voi discuta cu Marius Ghilezan. Azi e rândul lui. El începe în fiecare săptămână ciclul discuțiilor din Clubul de Gândire Gold, după cum bine știți. Iar apoi un subiect incitant care este împins în față de către PSD pe bani reapare ceea ce vă spuneam eu că va apărea din nou și din nou uh, George Simion, Agendrus rus Mă apare pe bani uh, Va fi interesant subiectul, vă asigur Îl cunosc bine și eu, îl cunoaște bine și Marius Ghilezan Vedem cum se împinge treaba asta Un fake news, dar nu contează El este destinat planului despre care vă vorbeam Dar scoate în afara legii uh, Aurul, dacă nu se poate aurul măcar pe George Simion ca să nu candideze, pentru că, în absolut orice scenariu, îi bate și pe uh, Ciolacu, și pe Ciucă, și pe oricine ar candida la prezidențiale. Um, al doilea invitat, Neamțu, va fi beneficiarul discuției despre victoria lui Vladimir Vladimirovici Putin. Mamă ce le-a făcut Putin, mamă ce i-a bătut Putin, mamă ce i-a pus la pământ occidentali, Cu sprijinul rușilor care au participat într-o proporție de aproape 70% Ne-a dat un exemplu inclusiv nouă României la acest scrutin și victoria lui e undeva pe la 88% Nici nu avea contracandidați, e fire să fie acolo Cei care sunt așa zis contracandidați sunt slabi, dar important este sprijinul popular Uh, pentru Putin um, vom vedea, voi discuta și cu Ghileza la acest subiect, că se pricepe a urmărit și el, dar în principal voi discuta cu Mihai Neamțu, cu care vom mai aborda un fenomen, fenomenul topirii sprijinului uh, PNL că PSD oricum nu exista, în diaspora. Diasporenii noștri, românașii noștri, de care foarte mulți sunt goldiști, s-au săturat de Iohannis și de Rareș Bogdan și de Ciucă și de Bode ăștia care au fost în weekendul ăsta în diaspora și nu s-au întâlnit aproape cu nimeni. Nu mai vrea lumea să se întâlnească cu ei. Au fost și la Paris, unde au ignorat populația cu nevoi, pentru că mi-a zis Alin Stanciu că pe cei din suburbiile Parisului, pe România, evacuează Macron pentru Olimpiadă, ca să fie bună pregătea de Olimpiadă, îi consideră oameni de lumea a treia, ghetoizați cum ar veni, rușine, voi Macronel, coadă de purcel. Deci ăsta va fi un alt subiect, topirea sprijinului diasporei pentru PNL. Nu mai există, pentru PSD nu exista nici înainte. Bravo! Reflexe bune la cei din diaspora de refuz. Să sperăm că vor avea reflexe bune și la vot în sensul de a participa. Astăzi omul zilei este, așa cum am promis, Victoria Furtună. Victoria Furtună, prieten procuroarea curajoasă de la Chișinău, care va deveni simbolul luptei pentru democrație în Republica Soros. Statul român ar trebui să o protejeze deoarece furtună este cetățean al României. Iar editorialul meu se intitulează în mod ironic Votați-l pe Nicușor Dan, deoarece e garantat de al la comanda lui Coldea. Să le dăm peste nas așadar. Asta e cuprinsul. Dintr-o nouă săptămână extrem de agitată, după cum vă spuneam, va fi agitată și în plan internațional. O să vedeți că s-a terminat cu luna de miere. V-am avertizat că după victoria lui Putin în alegeri o să urmeze schimbări și mutații extrem de importante, relevante, de care va trebui să țineți cont, inclusiv în Anumite treburi legate de administrarea investițiilor voastre, pentru că vor fi vremuri tulburi pentru lumea euroatlantică, suntem slabi. Noi, cei din partea euroatlantică, suntem slabi, suntem slab conduși, am rămas în mare măsură și fără credință în Dumnezeu, fără Dumnezeu, cum se zice. Și vă spun eu, unul care nu este un practicant atât de fervent, sunt un susținător al Ortodoxiei, atenție, al Ortodoxiei prin prisma convingerii mele profunde că este un pilon civilizațional extrem de important într-o lume aflată în derivă. Și România are noroc, într-un fel, că este o țară de sorginte ortodoxă. Uitați-vă ce se întâmplă în țările catolice. Este un haloimăs spiritual de ferească Dumnezeu. Uh. Să că tine el cu prezentarea de știi. A! Să începem cu uh, directorul EVZ, pe numele său Dan Andronic, care a revenit la rampă. Știți că nu-i proprietar la EVZ, știți că documentele sunt false. S-a demonstrat acest lucru, dar titrează el. George Simion, spion sau păcălit de ruși? Documente secrete văzute de Marcel Ciolacu. 18 martie 12.35 în urmă cu 30 de minute. Vă da seama ce asta. Ciolacu a zis aseară la UM Digi24 acest lucru, fără argumente în plus, că a văzut el documente secrete ale altor state. Cum le-ai văzut, mă, dacă secrete? Că ești prim-ministru al României. Ai uh, posibilitatea să vezi documente secrete de la aia că ești prim-ministru al României? Eu nu cred. A, ah, poate fi spion ucrainean sau spion de ăsta, stalinist, moldovenist, sorosist. Deci dau acces la documente. E, Andronic, ca să înțelegem că este o comandă, vine și semnează chiar el, de tot banii pe care i-a primit, semnează chiar el o prostie în care nu se spune nimic ca să reia acea ciorbă reîncălzită din punct de vedere al analizei, care s-a dorit să fie folosită acum trei săptămâni când a ieșit la rampă Dorin Recean ăsta de la Chișinău, sorosistul prim-ministru, ca să-l ajute pe Ciolacu. Dar li s-a încurcat treaba pentru că Simion tocmai în timpul atacului lor, era la congresul lui Trump și își făcea poze cu prietenii lui Trump acolo și cu Steve Maron și cu restul. N-a mers să-l facă imediat FSB, că era acolo. Au mai amânat cu câteva săptămâni. Băi, Marcel Ciolacu, rău a ajuns, bă, tata, bă. Rău, bă, rău, rău, rău să-ți elimini, să vorbești cu ucrainenii și cu moldovenii, să-ți elimini un competitor care te bate din orice poziție. Ultimul sondaj de opinie, simulare pentru turul 2, arată o diferență de 14-16% într-un meci Simion ciolacu în favoarea lui Simion. Iar la cum merg treburile pentru Ciolacu și pentru Simion, Ciolacu scade, Simion crește. Așa că înțelegem de ce ar vrea să îl elimine din competiție pe Uh, Simion. Deocamdată notăm o slugă de presă, îmi pare rău că trebuie să-i spun așa, dar asta face numită Dan Andronic. În final, din lipsă de orice soluții, a ieșit la care și-a arătat chiloții intenționat la televizor. Purtătorul, de purtătorul de cuvânt de la PNL. Uh, și a intenționat odată, și că i-a căzut camera de la vederi că se înregistra în pandemie. El credea că, mă rog, pică damele din România pe spate. În final a picat fata lui Vela, baronul liberal bănățean, care a și fost descoperit ca fiind fost informator al securității de capul lor de liberali. Și a ieșit cine a spus că, vezi, doamne, au rămas doi candidați. Toată lumea i-a refuzat pe ăștia. Șucu i-a refuzat. Ostahie i-a refuzat. Alt om de afaceri i-a refuzat. Tiberiu Florescu, arhitect, i-a refuzat. Asta l-a pus pe Tiberiu Florescu pe listă. Dar e clar că i refuzat. A rămas... Tinu Lubăsescu, un medic onorabil, de altfel Cătălin Cârstoiu, directorul de la Spital Universitar, omul Lupa Honțu. Deci este exact cum a dorit Iohannis și a impus candidatul la primăria capitale. E bine, Claus. E bine. Candidatul vostru o să vină pe locul 3, dacă nu pe locul 4. Dacă în minutele următoare sau în orele următoare Gabriela Fira și anunță candidatura la primăria capitale, Cătălin Cârstoiu rămâne fără votanță. Că e și candidatul lui Iohannis o să fie pe locul 4. Că pe locurile 1, 2, 3 o să fie Piedone, Nicușor, Dan și cu firea. Și o să vină medicul Cârstoiu pe locul 4. Burfeam de dimineață cu Ghilezan și ziceam de locul 3. Da, trebuie arată prost. Reluăm această discuție imediat, imediat în emisiunea cu... Uh, a, bă, cât atacă ăștia Solid News-ul, frate! Uh, apropo de Solid News, există o știre în exclusivitate. Opoziția judecătoarei Gabriela Baltag. Felicitări, doamnă! Singur om din justiția românească, singura judecătoare, care o susține pe procurarea Victoria Furtună și descrie ceea ce îi se întâmplă, descrie sistemul Macovei și vorbește, citez din doamna Baltag, despre exemplele de fapte dezvolite astăzi de doamna procuror Victoria Furtuna, am aflat de mult, în urmă mai mulți ani, când urmăream prigoana chimerei anticorupției dezlănțuită și prin vecini. Opozițiile naive sau lipsa de inițiativă nu rămân fără răsplată. Cine nu este cu noi sau îndrăznește să gândească și să acționeze altfel, va fi pierdut. Ar trebui să fie sloganul acestei stafii care bântuie și Moldova. Mai zice doamna judecător Baltag, răul nu se vindecă niciodată. Iar această armă a în în spate, neloială, distrugătoare de multe destine, reprezintă prețul pe care îl plătesc pentru a intra pe o poartă ce va fi regretată mai târziu. Prea târziu. Mă, nu știu cum să face, dar pe lângă faptul că avem atât de puțini oameni curajoși, atât de puțini oameni curajoși, cei care sunt curajoși mai sunt și femei. Bravo, doamnelor! De adevăr, româncele, dar și moldovencele, se vede că suntem neamuri, sunt mai curajoase decât bărbații, români sau moldoveni. Clar, clar, clar de tot. Avem ce Ciolacul care e evoluat ta seară după ce l-a săpunit dravă în Gabriela Fira în întâlnirea de la orele 17 de duminică, în prezența lui uh, Paul Stănescu, care era în dificultate, vă dați seama, trebuie să-și arate loialitatea față de Ciolacu. Da, el ține foarte mult și la Gabriela Fira. Și ce să fac? că Stătea de pe picior pe altul, sărea când colo, când colo, când colo. Ce să facă? Dar Ciolacu s-a dus la Umedigi24, la Lili Ruse, un jurnalist foarte bun, coroziv, ca să zic așa, atunci când ia interviu, a descurcat binișor, nu l-a atacat că nu prea avea cu ce. și acolo a tras o ștangă peste cablu Cătălin Drulă, dar n-a putut să spun adevărul până la capăt. I-a zis lui Drulă că nu e vina lui Că Drulă n-a ajuns să se impună a fi lider opoziției. Când l-a întrebat asta, dar cine-i lider opoziției? I s-a încleștat falca lui Marcel Ciolacu. Poc, dintr-o dată i s-a încleștat falca și n a mai putut uh, spune nimic, deoarece uh, ceea ce era de spus era că. E vorba de George E N-a mai putut să spună, dar a spus după aia de treaba cu spionajul, și treaba cu spionajul o să fie demontată. Avem o reacție a lui George Simion. i-a trimis-o lui Mihai Pitaru să o descarce, și la un moment dat, când va fi descărcată, o să o punem în undă ca să ne ridem puțin comic. Am ascultat-o pe repede înainte. Este poziția lui George Simion la adresa lui Ciolacu, pe care îl numește Covrigarule. A murit Daniel Barbu, fost ministru al culturii și fost președinte al autorității electorale permanente. Dumnezeu să-l odihnească multe prostii a făcut și acest intelectual remarcabil. Multe. Uh, dar presa morți numai de bine, nu avem ce să comentăm în acest uh, moment. A fost legat de Roșia Montană, m-a trapat prostii. Oamenii lui Colda o dau pe față și Florin Căcâțu, zice știri pe surse, bagă capul în poză și propune o variantă șoc pentru PNL la primăria Capitalei. Care credeți că e varianta aia, prieteni? Care poate fi, mă? Ci că să-l susțină pe Dan, care e candidatul lui Coldea. vine el din interiorul PNL. <laughs> mă, cum se dau ăștia în primire? Dar nici nu fac eforturi să se ascundă sau sunt prea tâmpiți, abar n-au. Putin, victoriosul, a rostit pentru prima dată numele lui Navalnei într-o conferință de presă de după alegeri. A spus că e tristă moartea lui. Dar ca asemenea lucruri se întâmplă, că și în Statele Unite mor destui în sistemul penitenciar, n-am mai zis de Epstein. Da, cred că la el s o fi gândit, ăla care i-a atras în plasă pe toți miliardarii și politicienii pedofili ai Americii în frunte cu Bill Clinton. Dar după aceea a spus că el fusese de acord cu schimbul de prizonieri, și că e de a dat drumul lui Navalny să meargă în Statele Unite cu condiția să nu se mai întoarcă niciodată. Și uh, să vină uh, cei din uh, sistemul penitenciar american, rușii, nu știu câți erau, câțiva ruși, să vină printr-un schimb de prizonieri. Foarte interesantă poziționarea lui Putin, se vede deja siguranța victoriei pe chipul său. Avem un bancher român renumit, judecat pentru ucidere din culpă. Este vorba de Radu Grațian Ghețea, a fost președinte al FEC. Acum uh, uh, un an, sau mai mult, ar fi ucis pe cineva fiind la volan. Uh, nu vrea să ne spună detalii, treaba e groasă. Cine știe despre uh, ce este vorba? Se pare că e încurcat procesul, deoarece victimele au suspiciunea că la volan s-ar fi aflat fiul bancherului, nu tatăl. Însă, procurorii au stabilit că Ghețea Senior a condus mașina. E ceva. E, cred că ești vorba de bani mulți acolo, la mijloc. De aia lumea se agită în acest fel pentru un asemenea subiect. Um... Până la uh, omul zilei, îmi zice Mihai Pitaru. Deci, uh, cum, cum fără să sune Mihai? Normal că cu sune, că trebuie să auzim. Uh, îmi zice Mihai Pitaru că a încărcat minutul cu George Simion. Haideți să-l ascultăm pe George Simion ce replică îi dă lui uh, Marcel Ciolacu pe TikTok și pe alte rețele de socializare, dar noi avem aici în exclusivitate și apoi vin la omul zilei. Ia pune în undă, Mihai, ce zice juri. PSD, titluri mari, Simion Spion Rus, Ciolacu confirmă. Ce confirmă Ciolacu? Că a văzut niște documente secrete care îndreptățesc interdicțiile pe care le am în Ucraina și în Republica Moldova. Documente secrete ale altor state, mă, covrigarule, Nu te ridici la nivelul funcției pe care vremelnic o ocupi. Ești spion ucrainean sau din ăsta stalinist sovietic moldovenist? Cum ai tu acces la documente secrete din alte state? Sau ne minți pentru că ți-e frică de Simion, Că o să te bată Simion, Cum ți-a promis că te bate și la europarlamentare și a trebuit să-ți iei sluga mai mică și mai proastă să candidați pe liste comune. Zic, covrigarule, ce treabă am eu cu rușii? Cred că tu ai treabă cu Omar Haisam și să nu intrăm în alte subiecte. Uite, ca ăsta de aici, din spate. Da, prieteni, ați văzut replica, nu mai e nimic de spus. Asta cu covrigarul, Acoperă uh, absolut tot ceea ce se poate spune despre așa ceva. Omul zilei! Omul zilei, Victoria, furtună, procurarea ce devine simbolul luptei pentru democrație în Republica Soros. Statul român trebuie să o protejeze, deoarece furtună e cetățean al României. Moldova se află sub teroarea oamenilor din rețeaua Soros, de la Maia Sandu la șefii serviciilor secrete și ai justiției, sunt toți la comandă. Când n-au mai avut cadre în Republica Moldova, au apelat la românii bine antrenați în perioada statului paralel, cum ar fi Anca Dragu sau Cristi Danileț. În ultimii ani, în Republica Moldova au fost închise televiziuni și radiouri, au fost interzise partide politice. Călugări și preoți ortodoxi prigoniți dacă acceptă autoritatea lui Chiril al Moscovei. Nu s-a ratat nicio zonă de influență sau putere care să nu fie prestată și târnosită. Marina Tauber, femeia ce conduce partidul lui Lanșor, a fost arestată, abuzată. Iar România TV, spre exemplu, ca entitate media ce a îndrăznit să o găzduiască, mediatic doar, a fost interzisă la Chișinău, amendată de CNA la București. Cam atât a fost opoziția politică la actele samavolnice și nedemocratice ale regimului Maiei Sandu, ce va deveni de tristă amintire. Iar din România, zero susținere din partea politicienilor, inclusiv a celor unioniști. Acum o săptămână, după cum știți, doar de la Gol de Procurarea Victoria Furtună a demisionat din DNA-ul moldovenesc, reclamând ingerința și interferența dură a serviciilor secrete sorosiste în actul de justiție de la Chișinău. Între momentul demisiei de luna trecută și conferința de presă de vinerea trecută, adică acum trei zile, Victoria Furtună și familia ei au fost hărțuiți și hăituiți într-un asemenea hal încât copiii minori ai familiei au avut nevoie de asistență psihologică. Pe scurt, s-a instituit teroarea împotriva curajoasei procuroare ce a demisionat după 18 ani de carieră. Am urmărit vineri conferința de presă transmisă live de către privesc.eu al lui Iurie Ciocan. Bravo, Iurie! Felicitări pentru curaj! Au fost 30 de minute în care am retrăit, prin descrierea victoriei furtună, scenele despre care am citit că se petreceau doar în vremurile staliniste. Iar femeia nu abera absolut deloc a prezentat situații documentate beton. În Moldova, N-a îndrăznit nimeni să o susțină public, nu pricep de ce, iar în România subiectul ar fi fost ignorat dacă nu ne ocupam de el câțiva jurnaliști din clubul de presă. Din justiția românească, doar judecătoarea Gabriela Baltag a dat un mesaj de susținere pentru Procuroarea Furtună, felicitări doamna judecător, descriind mecanismul de teroare de tip sorosist ce a fost implementat și la noi, una dintre victime fiind chiar ea. E limpede că victoria furtună este într-un mare pericol acum, deoarece a expus public un adevăr monstruos, anume regimul mafiot, instituit și coordonat în timpul maii sandu. Noi aici o sprijinim și ne exprimăm solidaritatea cu ea, declarând o omul zilei la gol de fem. Statul român la rândul său însă trebuie să o protejeze deoarece Victoria Furtună e un cetățean român supus persecuțiilor unui sistem concentraționar ca cel de la Chișinău, noi vom face demersuri în acest sens. Astăzi, de 18 martie, trebuie să știți că în anul 37 Senatul roman anulează testamentul împăratului Tiberius și îl proclamă împărat pe Gaius Iulius Cezar Augustus Germanicus, alias Caligula, adică cizmulițe mici. <laughs> da, Caligula. Este ales papă Grigore al III în anul 731, 1241, prima invazie mongolă a Poloniei. Mongolii coplășesc armatele poloneze la Cracovia. În bătălia de la Țmiolnic și jefuiesc orașul, am văzut monumente în amintirea acestei lupte. Anul trecut, când am vizitat Cracovia, un oraș superb, în 1571, Valeta devine capitala Maltei. Prieteni, în 1922, în India, Mahatma Gandhi este condamnat la șase ani de închisoare pentru nesupunere civilă, dintre care îi spășește doi, fiind deliberat. Apoi, în 1990, în această zi, germanii din RDG, fosta Republică Democrată Germană, votează la primele alegeri democratice după fosta dictatură comunistă. Și în 2018, Vladimir Putin câștigă alegerile prezidențiale din Rusia cu 76,3%, își începe astfel al patrulea mandat. Ieri le-a câștigat cu încă 11 puncte în plus. De-a lungul vremii în această zi s-au născut. În 1869, Arthur Neville Chamberlain, politician britanic, destul de amator, a intrat în istorie ca autorul multor gafe. 1895, Ion Barbu, poet și matematician român. 1899, Ion Finteșteanu, actor român de teatru și film 1917 Mircea Chintus Quintus, fost președinte al PNL, epigramist Informator al securității, din păcate 1921 Bartolomeu Anania, leul Ardealului, mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului Poet, dramaturg și prozator român a murit la 90 de ani. Am fost mare prieten cu Bartolomeu Anania prieteni goldiști. Mi-e dor de el câteodată. De 3-4 ori pe an ne vedeam, mă duceam la mănăstirea Nicula, la reședința lui acolo în bibliotecă. Stăteam 4-5-6 ore de multe ori împreună și depănam gânduri și amintire. Horiam Moculescu, la mulți ani, 1937, avem niște melodii superbe alese de Iuliana Pitaru Vlacicu, care astăzi nu are voce. Ea a dispărut vocea, o să-i revină melodiile pe care le ales sunt foarte frumoase. O să le ascultați. 1957, Horia Roman Patapievici, scriitor și eseist român. Luc Besson, 1959, mare regizor și producător francez. Vanessa Williams, 1963, actriță și cântăreață americană. Și cam atât. Cam atât. Așteptăm ziua de mâine ca să o sărbătorim pe Sfânta Muceniță. Daria, cum mai sunt și altele. Și dacă, o melodie sensibilă, sentimentală, compoziție Horia Moculescu, ascultați-o cu plăcere. Eu revin cu un demnul ironic să-l votați pe Nicușor Dan. V o să vedeți de ce în editorialul următor stați pe recepție, că după aceea urmează și Ghilezan Can. ce rimează cu Ciocan. Ce în și în căpușă? Cu Cosmin Gușă. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM. Votați-l pe cu Dan că e garantat de al de Cornel Nistorescu la comanda lui Coldea. Haideți, serios, să le dăm peste nas gorniștilor. Bucureștiul nostru drag a devenit împuțit rău, la propriu și la figurat, iar campania electorală se anunță că va fi la fel de împuțită. Orașul pare prăbușit sub mizerie și aglomerație, iar șmecherii ce zmântânesc imensul buget municipal se întrec pentru a-și impune candidații ce să le asigure în continuare furtișagurile. De vreo două luni s-a trezit din somn și indolență și matematicianul Nicușor Dan, care, după ce a fost tuns și spălat la propriu atenție, a fost trimis pe la televiziuni ca să ne convingă că n-a dormit într-o postură de nepăsare și nesimțire timp de patru ani și că ar fi făcut treburi utile. Vă reamintesc în acest context, și o să vă spun pe larg în timpul campaniei, din nou, că Nicușor a fost dovedit ca fiind omul statului paralel, impus și ghidonat de col de-așa-i pentru mari foloase materiale, iar în 2020, prin șmecheria lui Ludovic Orban, tot un gealat de-a lui Coldea a fost susținut de PNL, ba chiar și de Iohannis, ce l-a primit la Cotroceni în campanie exact înaintea alegerilor. La comandă sau contra unor plăți, analiști și jurnaliști, se întrec în ultimele săptămâni ca să-l promoveze din nou pe Nicușor Dan mai uscat și mai curat ca fiind singura soluție pentru rezolvarea problemelor Bucureștiului, acești analiști și jurnaliști ignorând cu nesimțire realitatea de pe străzi, dar și în jurăturile celor ce știu cu adevărat cât de mizerabil a ajuns traiul în capitala noastră. Zic și eu, ca orice creștin, că o să-i bate Dumnezeu. Iar ca mostră vi-l aduc atenției pe cel ce nu putea lipsi din corul lăudătorilor și pupincuriștilor lui Nicușor Dan, anume pe Cornel Nistorescu, cel mai bogat jurnalist român în viață și poreclit goarna lui Coldea. În decurs de trei zile, Nistorescu a fost pus să presteze de două ori la rând. Prima dată, vineri, vineri asta. Ne-a certat sub forma unui editorial intitulat Ce tot aveți cu Nicușor Dan, semnul întrebării, în care a fost obligat să inventeze calități și realizări inexistente ale actualului primar. Ce rușine! Ce rușine! El a revenit cu alt editorial în care o în mod veninos, dar preventiv, pe Gabriela Pira deoarece gornistul Lucolda trebuie să fie vigilent și util în cazul previzibil în care firea se decide să candideze. Trebuie să fie consemnat în raport că el, gornistul Nistorescu, și-a făcut datoria în avans. În editorial nu mă uită nici pe mine, nici n cum, pentru că sunt coșmarul șefului său, Coldea. Dar în același timp sunt, zice el, o hahalere ce caută comisioane. Și aș susține-o pe firea în acest demers al ei de candidatură, deși știe toată țara, doar el se preface că nu știe, că am fost și sunt cel mai dur critic al cuplului Fira Pandele. S-a văzut asta în scandalul azilelor groazei. Nu contează bani să iasă și să-i fie de folos șefilor lui Nicușor Dan, cam asta este deviza lui Nistorescu și altora ca ei. Mă voi ocupa, prieteni goldiști, să-i demasc pe toți acești jurnaliști acoperiți și plătiți ca să promoveze impostura și să acopere corupția în perioada următoare. Lor nu le pute Bucureștiul actual, le-au fost acoperite nările și simțurile cu foștoloage de bani. Mie și multor altora ne pute. Deci, haideți să le dăm peste nas și bot. Gorniștilor. Ne mutăm atenția, transmisia și interesul către unul dintre viitoarele centre de gândire importante în campania electorală care urmează, anume Crevedia. La Crevedia este Laboratorul Ghilezan. Laboratorul de Idei Ghilezan din Biblioteca lui Ghilezan, la Crevedia, de unde? Se vor naște multe din ideile acestei campanii electorale. Așa e, Marius Ghileza? Era să întârzi la intrarea în emisiune pentru că am fost pur și simplu șocat de mărturia colegului nostru, Horațiu Rădulescu despre soarta nefericită a unui tânăr de 14 ani și jumătate, uh -huh. că căruia. Părinții lui, când era mic, au plecat în Spania, n-au găsit loc de muncă, au plecat în Germania. A fost crescut de către bunici și n-a ajunsese în clasa întâi când amândoi bunici au murit. Mama lui s-a întors acasă să aibă grijă de el și sărăcuța de ea a murit de cancer. Tatăl s-a întors și el și muncește din greu, nu reușește să-l țină pe acest micuț. Și aici ai bomba bombelor: că într-un liceu de fițe din București uh, i se spune sclavule, nefericitule, îl trimit după țigări, îl trimit. Deci lucrurile ce discutăm noi sunt uh, extrem de puțin importante față de uh, viața unor semeni de ai noștri. Și bravo lui Horațiu că se ocupă de acest tânăr, dar am și o veste bună, inimosul director al unei. Liceu privat m-a sunat acum să-mi spună uh, uh, vor să-l preia uh, pe acest copilaj uh, ei. Deci, uh, încep cu uh, niște vești nefericite. Îmi cer scuze față de ascultătorii noștri, Viața. dar eu, eu cred că astea sunt de multe ori mult mai importante decât cine va fi desemnat candidat de seară. să -l, sigur că o să-l ajutăm. Bine că ai pus subiectul pe tapet. Eu cinei directorul care te-a sunat, bravo lui, un om de ispravă, un tip serios, dar o să-l ajutăm și noi cu posibilitățile noastre pe băiatul ăsta bătut de soartă. Și, după cum știi, Marius Dragă, din genul ăsta de copii care supraviețuiesc vicisitudinilor, vieții grele, morții părinților, bunicilor și așa mai departe, s-ar putea, dacă sunt ajutați la timp, să iasă niște oameni puternici care să facă ceva pentru comunitate. Poate o să fie și băiatul ăsta pe care o să-l ajutăm, și promit și eu, colegii noștri, ne implicăm aici. Da. Să deci, zicem că povestea va fi de succes, cu tot necazul ăsta, pentru că a dat peste tine, care ești un om inimos care știi și cum e cu suferința, care ai văzut-o la alții și. Pe așa, asta și este mine, un adevărat abur pe psihologic. Pentru că mă sună tot felul de ONG-uri că nu particip și eu la campaniile de bullying. Ăsta e un bullying psihologic asupra acestui copil, că el nu are bani să-și cumpere haine, dar ce în toată povestea este cu tremurătoare. Citiți pe pagina lui orațio Rădulescu, la școală, profesorii nu mai au chef să predea pentru că sunt sub presiunea părinților cu fițe și le spun, citește de la pagina cutare, de la pagina cutare nu există, iar el nu are bani de meditații. Și atunci se poate rata, dar poate cu ajutorul nostru să-l ducem pe o cale bună și peste vreo 10 ani să ne mândrim că am făcut și noi într-un an o faptă bună. Dar bine, noi facem permanent, dar nu spunem. Dar pur și simplu atât de copleșit am fost de acest lucru care a apărut acum 10 minute și iată că am avut deja o reacție. Nu puteam să nu spun sau să mă scuz față de figura asta. Pentru cei care mă văd, de ce sunt așa de plăștit? Uh, nu. Bine ai făcut, și șansa copilului este că a putut să dea de noi pentru că o să-l ajutăm, așa cum am făcut uh, și cu alții. Hai să intrăm în uh, subiectele zilei și să promitem că uh, 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 îi ținem la curent pe uh, cei, pe goldiștii care. Sunt curios sau vor să ajute pe viitor, dar nu e nici nevoie de ajutorul lor. Ajutorul moral este suficient din partea lor. Vom găsi metode de materiale noi ca să sprijinim pe băiatul ăsta. Nu e nevoie de intervenția altora, dar, ăsta, moral, e frumos să ne solidarizăm pentru un, pentru un adolescent care se luptă cu viața, să-l ajutăm să învingă. Marius! Ai zis de candidaturi, după aia discutăm de. Că a dat și un comunicat, o să-l mai pun o dată în undă, și video, și audio, George Simion, care a răspuns la Marcel Ciolacu, dar prima dată, hai să discutăm de candidaturi, mă, că ăștia se pare că s-au răzgândit, fac un teatru. Cât timp ai discutat tu cu Horațiu Rădulescu la telefon? M am uitat pe știri pe aici, m-am uitat pe la televizoarele care sunt pe mut, dar merg în fața mea. Și pe lângă știrea că un om pe care îl cunoaștem și care e amic cu noi, ca medic, nu ca politician, mă refer la Cătălin Cârstoiu, a anunțat pe turse ca și viitor candidat, mă, ce te faci că apare Rareș Bogdan și spune domnule, noi nu ni-l asumăm pe Cârstoiu, că vine din partea PSD-ului, de parcă noi n-am ști că vine de la Lucian Pahonțu, adică vine din partea PSD-ului. Asta e viața, trebuie să spunem adevărul. Și candidatul nostru rămâne Sebastian Burduja al PNL-ului. Sigur că e un teatru ăsta, sigur că e o prostie, o să ne lămurești. Speriați fiind de decizia Gabrielei Firea de a pune în executare, ceea ce vorbeam noi la telefon azi de dimineață, apropo de candidatura independentă. Da, eu vreau să te rog, mai ales că ai luat un gât serios din băutura energizantă, îmi mai spui rețeta imediat ca să. Ia spune ne rețeta primată. Păi, sunt portocale, um, kiwi și cu Silimarina, care o recomand de ani de zile. Dumnezeu să o odinească pe. Um, um, Na, Gata, gata. Te-ai te -ai recuplat, te -ai auzim. Ai, ai zis că. Așa, gata. Vedem toate cărțile din bibliotecă. <laughs> Marius Marius e, 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 e foarte căutat în perioada asta și cum îi sună telefonul, dacă pune mâna pe el și vrea să dau un reject acolo că s-a cuplat de pe telefon. El are și laptop, are și computere, dar s-a cuplat de pe telefon. Se pare că, mă rog, el consideră că acea camera telefonului ar fi mai bună decât altceva ce are la îndemână. Hai de ghile, joacă bine, galeria e cu tine. Prevelit, da, așa ai, așa. Așa. ai, rămas la, ai rămas la Dumnezeu să-l odihnească pe directorul de la Ofigal, care a făcut o clinică la Breaza de Silimarina și am tratat foarte mulți. Probabil că știi despre cine e vorba. A murit Dumnezeu să-l odinească și are o clinică pe bază de Silimarina care este o plantă din zona Mexicului, un fel de algă și da. este foarte bună de folosit de detoxifiere. Și se găsește peste tot. Deci, revenind la. Revenind, vreau să, vreau să te rog să ne faci rezumatul ultimelor două zile, că cam acum s-au modificat treburile, cu candidaturile la București, cum stăm? Adică, și cu subterane, și cu ce a fost public, cu tot ce știi tu în momentul ăsta, să le faci celor de la Gold acest cadou, să le explici exact cum stau treburile, nu propaganda de la televizor. Deci, joi seara, când um, um, coaliția s-a întrunit în uh, mod plenar, atât de plenar sunt că noi suntem permanent live la astfel de întâlniri, um, mă uitam la Burduja și um, am întrerupt noi discuția de vineri când vreau să spun despre body language-ul Burduja, că folosește prea mult sprâncenele în actul comunicării Aha. și fiind live pe coaliție, Uh, el era la antenă și spunea că e determinat să meargă mai departe, dar în același moment, în coaliție, se discuta despre Burduja, candidatul la sectorul 1. Uh, la un moment dat l-am văzut că butona ceva acolo, le-a spus uh, nou sau niet, nu știu cum a spus acolo, uh, pe ce limbă, că nu candidează, el merge mai departe spre primăria capitalei pentru că este motorizat puternic. Uh, de cei trei B, nu? Că de acolo vin baronii, de la cei trei da. B din PD, uh, care nu mai au timp să mai aștepte încă patru ani pentru bugetul de 2 miliarde de uh, euro al capitalei. Deci, ce s-a întâmplat? Joi seara s-a închis uh, sesiunea de negociere cu stabilirea celor șase candidaturi comune la cele șase sectoare, uh, mai puțin numele candidaților de la 1 și de la sectorul 2. După ce au lăsat în suspans pentru ziua de luni, pentru că domnul Bode și cu domnul Ciuca au fost la cules de voturi în Portugalia, în Spania și Franța, pardon. Așa, în diaspora acolo unde domnul Claus Ioanis, colegul nostru Alin, mi a ziceți vând un pont. Și că în Portugalia se renumără voturile în alegeri cu cele din diasporă, pentru că noi și cine trebuie în alegeri și ziceți: Vând un pont, Claus Iohannis nu a fost în tot mandatul în, în diasporă. Păi zic, asta se vede, e o viziune astrală că domnul Iohannis n-a fost acolo. Deci, revenind, s-a stabilit în ultima reuniune că se merge împreună pentru șase sectoare și era evidența evidențelor că astăzi. De la ora 4 se întâlnesc, probabil pe la 6 anunță ceva sau ne anunță sursele, vor lua decizia unui candidat comun. Pentru că, în oglindă, dacă sunt șase sectoare în oglindă, nu trebuie să fie un candidat comun. Acum, eu nu cred că Rareș Bogdan se riscă vorba ferentarului să spună că. Doctorul Cârstoiu nu e candidatul comun. Când bine ai spus, el fiind din județul Argeș, eu l-am cunoscut acolo la PDL, tatăl lui a fost unul dintre primii prefecți din Argeș și ai lui Băsescu. Un, tip, un, tip, un tip inimos, Cârstoiu bătrânul. Da, da, și foarte aplicat, foarte inteligent. Iar Cârsoiu a avut chiar performanțe, a făcut el L-am cunoscut -am bine pe tatăl Cătălin. Și să știi că am avut o impresie bună legat de bătrânul Cristoiu. Pe Cătălin îl știu așa, am mai ajutat și eu niște oameni din când în când vorbim cu el să-i trimitem pacienți pe acolo de urgență și tot timpul s-a comportat excepțional, cum facem cu toții, cu medicii de urgență. Aș vrea să nu discutăm astăzi despre Cătălin Cristoiu, că îl cunoaștem foarte bine, să amânăm pentru săptămâna viitoare. Că nu merită. ce? nu, să, nu. Adică de ce l-a a, serios a, el, nu. folosit ca pe o cărpă acum colegul și prietenul nostru Rares Bogdan vrând să ne transmite că de fapt ce se întâmplă acum? Așa o presiune e asupra conducerii PNL încât Burduja trebuie să fie aruncat în luptă. Ieri a mai fost o sesiune de întâlniri ale Gabrielei Firea cu conducerea din PSD și era foarte amărâtă că Marcel Ciolacu, de fapt a și declarat în presa de alaltă ieri sau de ieri, că este amărâtă că Ciolacu nu a susținut-o destul. S-ar putea ca astăzi să se întâmple un lucru excepțional din punct de vedere al radicalității excepției, în sensul că se merge la șase sectoare separat și adică împreună, la șase sectoare împreună și la București se meargă separat, pentru că deja este știută uh, intenția Gabrielei Firea de a fi... Adică tu zici că ăștia asta critică Bucureștiul. Spui, domne. eu vreau să le traduc celor care ne ascultă. Uh, deci teoria lui Marius Ghilezani e în felul următor. Ei... De teama faptului că se produce o mare ruptură în PSD, în primul rând, prin candidatura independentă a lui Firea, Pinevrând să-i dea primăria generală lui Fira, care ar lua primăria generală dacă ar fi candidat comun PSD-PNL, neputând să o ia cu Burduja candidat comun, că nu e în stare să adune voturile PSD, ei spun, bă, mai bine ne asumăm că pierdem Bucureștiul, mergem separat PSD-ul cu Gabriela Fira, PNL-ul cu Burduja, îl lăsăm pe Piedone sau pe Nicușor Dan să câștige primăria generală, și noi ne mulțumim cu primăriile de sector. Am tradus bine ce ai zis? Păi eu am scris încă de dimineață. Editorialul meu s-a chemat de fapt l-am scris de ieri. Nu, am la prun, la de ieri, dimineață, da. de am văzut. le conspiră pentru rămânerea lui Nicușor, dar la putere. Șansa plutește în aer, dar ne lipsește un Dudu Georgescu să marcheze. Am, da. fost am, am, citat, am citat din el, a fost pus și pe Solid News de dimineață. A fost tare chestia asta cu Dudu Georgescu. Din păcate, de Dudu Georgescu, mai știm noi și poate acum 6-7 ani, mai mici decât noi, restul de la 45 de ani în jos au uitat ce Atunci ne aducem aminte de că m-am gândit să-l pun pe Claudiu Răducanu cu bloc note, că se mută în bloc notes, am zis pentru pe generația Claudiu Răducanu cu bloc note. da. Băi, săracii, Deci, totul arată... Da, da Păi, fotbaliștii vechi, mă, nu se făceau de râs, mă. Deci când făceau declarații, eu nu vorbesc acum de Mircea Lucescu, care chiar era un intelectual sadea. Mă, dar vorbesc de toți foștii fotbaliști, până și săracul Rodion Cămătaru, de care ziceau ăștia că ar fi prost, că nu știu ce, mă, niciodată în viața lui nu s-a făcut de râs la declarații publice. Fotbaliști, mă, fotbaliști. Bă, dar erau fotbaliști cu bun simț. Acolo rămâneau pe postat aia unde știau ei că se pricep. În schimb, ăștia, vorba ta, mă mut în blog notes. Totul decrepit. Peștele de la cap se împute. Dacă președintele nu are nicio legătură cu școala care l-a făcut om, nu, de 10 ani au uitat, ce să mai zici. Deci, așa deci, e un batai de joc cum se zice în francofonie, așa e un batai de joc, încât omul ambasadei, Nicu uh, Nicușor Dan, uh, și a prietenei mele, Sandra Fralum, uh, e merge înainte. Păi, e, toate e făcute. Are șanse, așa cum zici tu, astrele s-au aliniat pentru el. <laughs> da. Nu că a venit piedone, asta cu piedone a fost neprevăzută, știi? A venit da. piedone, s-a forțat, deocamdată are o problemă, că e sprijinit numai de pe USL-ul ăla, dar nu-ți de neglijat antenele acolo că e potențial mediatic mare pe București și să-l vedem cum acționează. Oricum, dacă se va întâmpla, cum zici tu, și va fi o, o cedare maximală lui Ciolacu și alu Ciucă pentru candidaturi pe partid care n-au cum să câștige, că nu câștigă nici Firea, nici Burduja în momentul ăsta, scorul partidelor, Firea ar câștiga mai mult dacă ți-ar duce independentă. Deci, dacă Firea s-ar duce ca victimă a PSD-ului, a Luciolacu, a Luciuca, a lui Iohannis, independentă, ar câștiga mai multe puncte decât dacă se duce din partea PSD-ului. Deci păi, dar Luciolacu Lucio e frică că uh, Paul Stănescu și cu Gabriela Firea iau partidul și cu uh, Sorin Grindeanu de la toamnă. Deci, nu știu, așa arată poza momentului că de seară vor da curs cererilor Burdușa. Mă da chestia aia, mai ții minte cu de ce ai dus bou la că vezi cât e de pricăjit și nu știu ce. Păi mă, l-am dus ca să se facă de râs. Păi așa și cu PNL-ul și cu candidaturile <laughs> că, Păi noi, ziariștii, noi suntem încântați că este o largă dezbatere democratică și sunt șase, șapte, zece candidați, că așa e democratic, nu? Dar râdem, noi glumim, dar tot cu Nicușor Jordan rămânem în cazul în care uh, nu va mai avea suflu Piedone Pentru că ăsta sunt agenții electorale Partidele ies din casă și ajută uh, să împingă uh, candidatul și în momentele de foc, în ultimele două săptămâni De aia sunt bune partidele în alegeri Și sigur că uh, acum să vedem dacă Piedone mai adună și alte... Oricum le-a încurcat jocul. Tu îți dai seama statul barbăcot. Ăștia, ofițerii aia, noi suntem statul. Păi ori intrat în vrie cum și-a anunțat piedone candidatura. Acum, dacă îl mai aresează, îi mai face ceva, nu știu ce, îl face victimă și îl câștigă și de la pușcărie. Deci, societatea zdravână la cap a ajuns să ține cu piedone, care săracul de el are probleme în comunicare. Și nu are prea multă școală, dar ține cu el pentru că pare a fi singurul din afara sistemului. Adică, votul se va da împotriva sistemului. Că sistemul ne-a dus în halul ăsta în care am pierdut 8% în regimul de. în rata de dezvoltare a Bucureștiului. Oamenii care ascultă Gold de FM, eu nu cred că merg să voteze, să voteze clotil care n-a făcut nimic sau pe Mucuș -ă, Nicușor Dan, scuzați, așa, nu vreau să-l jignesc, el stă la un consolidat 24%, dar noi care ne ocupăm de campaniile electorale de atâția ani a, știm că divizarea voturilor ne vor duce în situația în care poți să câștigi primăria cu 20-21% din voturi. Acum cine va ajunge la 21% pentru că tot PSD și PNL a lăsat de o parte excepționalismul unei superligi uh, electorale. Nu ar fi trebuit să fie în două tururi și atunci era frumusețea jocului. Pentru că, de fapt, votul uh, în București este un vot politic care are reverberații la nivelul întregii țări, are o undă de șoc și așa mai departe. Dacă câștigăm uh, Piedone, el a fi spus, nu se oprește să nu candideze la președinția statului. Păi, toți ăștia care au suferit uh, alături de Piedone, colegi de-a noștri, oameni care ne apreciază și uh, da. mai ieșim și cu ei la o, o bere, un vin, nu? Păi dar ei vor fi agenți. Am, am crezut că vrei să zici la un suc de silimarină. Nu, 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 nu că aia oameni serioși. Nu sunt ca noi din ăștia care muncesc ziua și uh, nu prea ies prin crâșme și așa mai ba. departe. Da. Hai să finalizăm asta cu două scenarii. Deci, tu ne-ai prezentat aici, foarte interesant, scenariul prin care, de frica lui Gabriela Firea, ăștia l-au pus pe Rares Bogdan să iasă la rampă pentru ca diseară să vină să ne spună că se merge separat, ca să nu facă erou pe Firea și poate chiar să câștige primăria generală. În scenariul ăsta cu candidaturi separate, cam care vezi clasamentul, grosomod, nu neapărat la procente, 1, 2, 3, 4, cam cum, ar, cam cum va fi cu separat PNL și PSD și cu Piedone și Nicușor Dan în cursă, cine o să mai vină, Teodorovici, care mai sunt pe acolo, dacă contează, dacă nu contează, candidatul aurului. Și ăla -al, al scenariu în care totuși se vor încăpățâna, deși nu cred că acum e clar că i-au dat comanda lor are și l-au întors cu cheița și vor merge pe candidaturi separate, celălalt scenariu în care totuși amicul nostru Cârstoiu nu scapă de candidatură și va fi un candidat comun dacă cumva Iohannis intervine astăzi peste ei Și până la urmă își impune candidatul Cam care simți că va fi clasament? Toate astea două chestii După aia ne mutăm la bătălia dintre Simion și Ciolac păi, Bătălia va fi foarte strânsă Pentru că uh, electoratul PSD-ului Este mult mai sus decât al PNL-ului uh, Deci Gabriela Firea va fi mult peste uh, Burduja Care va face niște eforturi financiare colosale Dar... Cei trei B au de unde să scoate din munți pentru cele 2 miliarde ori 4 de mandat, aproape 10 miliarde de dolari, cum fac cu ochișorii, nu mai au răbdare. Deci eu cred că din toată chestiunea asta Gabriela Firă pleacă cu prima șansă, având trei primari de sectoare, având cunoașterea, actului administrativ pleacă cu prima șansă dar Nicușor asta în contextul în care Nicușor nu vine cu un act performant de campanie și Burduja va fi pe locul 3 Dacă eu mă bucur pentru prietenul nostru Cârstoiu că nu este momentan la ceasul ăsta nu este nominalizat pentru că noi discutam dimineață despre scorul pe care l-ar fi luat ar fi luat Alianța Unită cu doctorul Cristoiu. Noi ne băteam pentru locul 3 sau 4. Adică nu. Locul 3, locul, 3, dacă nu intra firea și poate chiar locul 4 dacă intra firea ca independentă. Da, pentru că discutam cu liberalii din sectoare și au zis, domne, dar nu merge nimeni să uh, îl susține pe doctorul Cârstoiu, uh, nu ieșim din casă. aduceam aminte unui fost lider uh, PD, uh, zice, zic, mai ții minte când în 2004 ți-am zis, bă, tu ești repartizat la cortul ăsta de la obor. Păi zice, după ce am dat bani în campania electorală, tu ce, mai stau și la cort acum, așa și aici. Uh, sunt slabi uh, vector. Da uh, dar... Uh, dintre știa, să nu dăm locul întâi și locul doi, da hai să dăm așa primele două locuri. Este clar în momentul ăsta Că primele două locuri, locul 1 sau 2, vor fi ale lui Nicușor și Piedone, sau crezi că firea mai poate să se bată și ea pentru locul 1 sau 2, dacă va fi candidatul PSD? E bună întrebare ta. Piedone pleacă cu un bagaj extrem de consistent, cu 70% din voturile. Din sectorul 5 și cu 40% din voturile din sectorul 4, unde a domnit aproape două mandate, da, cred că două sau trei mandate. Așa. Nu știu că nu s-au făcut măsurători pe sectorul 1, sectorul 2 și așa mai departe. El are un avânt excepțional, a furat startul, cum se zice, dar pe lângă echipa bună de comunicare, am înțeles că și-a luat. Niște tineri corporatiști transmisiile lui live Sunt ireproșabile Cred că obosește Spre final Nu poți să duci o campanie Electorală de unul singur Îți trebuie voci Pe când Gabriela Firea Are mai multă experiență Are în cap Cum se administrează Bucureștiul Și Nicușor Dan Are toată tinerimea română Dar E foarte important să intre Burduja în schemă Pentru că din calculele ce le-am primit și eu de la sociologii uh, liberali uh, Arată că uh, el ar fi putut obține foarte puține voturi de la PSD Dar în schimb Burduja ia 40 cel puțin 40% din voturile lui Nicușor Dan Deci până la vârsta de 35 de ani pentru că acolo sunt voturile consistente ale lui Nicu Jordan și al lui Burduja, ei se vor bate între ei. De asta spun că poza momentului la, o arată pe un pic în avantaj pe firea, dacă va fi desemnată astăzi. Vine pe culoar piedone foarte puternic, el asigură spectacolul acestei campanii. O zi nu ai auzit care lunetiști lunetiș pe casă? Păi da, da, poveștile făcute senzațional, de senzație. Păi sunt campanii electorale. Pe dau discursul lui Trump uh, de la Ohio și lumea, din aia 4.000-5.000 care am pe WhatsApp, or sărit imediat, e prea extremist. Bă, fraților! Păi nu merge cu dulcegăria și partidul nostru e în toate ce sunt și cele ce au râs ieri la soare în Partidul Comunist. Nu bă! hoților, pe mama voastră. Am venit da, da. să luăm puterea, ocupăm Auzi. Bruselul, ocupăm primăria Bucureștiului. Deci cu nerv, cine nu are nerv, stă acasă, cine -are la clapiatură. Să se lase, da. Asta mai spun pentru cei care ne urmăresc, că la el seara la realitatea, seara, intrând la televizor piedone, știi ce a mărturisit? A mărturisit că și-a făcut actuala strategie de luptă politică pentru primăria generală în pușcărie, ascultând zi de zi emisiunea de la 1 la 3 de la Gold FM, împreună cu no. colegii lui de celulă. Super. Știa tot. Știa ce ai zis tu, ce a zis Romoșan, ce a zis SRS, tot, tot, tot. Ce se făcea liniște timp de două ore, două ore jumate în celulă și noi toți ascultam în celulă uh, emisiunea de la prânz, le transmitem salutări tuturor fanilor noștri care sunt săracii la pușcărie, pe drept sau pe nedrept. Nici nu mai contează, le mulțumim că ne ascultă. Marius, uite, fii atent. Uh, Marcel Ciolacu, într-o evoluție extrem de ciudată pe care am văzut-o aseară la Umedigi 24, a avut din nou are încălzit ciorba aia cu uh, George Simion, agent drus, pe care a întârziat-o din cauza faptului că s-a dus ăsta în America. Era cam ciudat. Dar Simion i-a dat replica care durează un minut și o să-l rog pe Mihai Pitaru să ne o din nou ca să auzi și tu Între timp a scris și un comunicat George Simion care a fost publicat, minciunile lui Ciolacu, nu știu ce Hai să ascultăm, să ascultăm replica lui Simion și după aia comentăm care va fi efectul acestei strategii de tip kamikaze a lui Ciolacu și a celor de la putere împotriva lui Simion. Ascultăm, Mihai, te rog presa miluită de către PSD titluri mari, Simion Spion, Rus, Ciolacu confirmă, ce confirmă Ciolacu? Că a văzut niște documente secrete care îndreptățesc interdicțiile pe care le am în Ucraina și în Republica Moldova. Documente secrete ale altor state, măcovrigarule. Nu te ridici la nivelul funcției pe care vremelnic o ocupi. Ești spion ucrainean sau din ăsta stalinist, sovietic, moldovenist? Cum ai tu acces la documente secrete din alte state? Sau ne minți pentru că ți-e frică de Simion, Că o să te bată Simion, Cum ți-a promis că te bate și la europarlamentare și a trebui să-ți iei sluga mai mică și mai proastă să candidați pe liste comune? Zic-o, vrigarule! ce treabă am eu cu rușii. Cred că tu ai treabă cu Omar Haisam și să nu intrăm în alte subiecte. Uite ca ăsta de aici, din spate. Acolo, în spate, ai văzut. Erau niște buze groase, niște buze de gagică, da, știi? Nu știm ce a vrut să zic că George Sion, nu ne băgăm noi pe kilo că nu e treaba noastră. Mai facem noi bârfe între noi, nu? Vorbim la radio, așa, între noi știm multe. Știe și Mariu, știu și eu, știu și ceilalți. Deci, a sărit în bazin domnul Ciolacu și uite ce bine a prins lui Simion că a luat-o din vole. Care-i părerea ta? Păi dacă s-au sacrificat profesorii de la SNSPA și au tot spus cu extremismul, o trebuie să vină să facă provmântul cineva. Să zică să-și folosească onorabila postură, funcție și așa mai departe, spunând că știu, dar nu vă spun. Pe astea sunt de copii mici. Când vreau să împrumutăm niște bani de la colegi care aveau bani, Zicea unul din prietenul nostru, Cum un mai bogat decât al lui meu, zicea, am, dar nu-ți dau. Ei, și asta. Uh, astăzi mi-am adus aminte cum a picat uh, prietenul nostru, Adrian Severin, de la putere, din funcție de, uh, de ministru de externe în guvernul uh, uh, CDR, pentru că a spus că are informații că sunt patru ofițeri KGB uh, la nivelul uh, de conducere al presei din România. Atât a spus și a căzut capul. Uh, da. Uite, la, la chestia asta nu m-am gândit uh, ce a zis George Simeon, că tu, ca premier al unui stat, ai acces la documentele clasificate ale altui stat. Eu cred că trebuie să există niște acorduri uh, de schimb de informații. Ca pentru cei din rețeaua Soros, de unde Ghilezan și Guș au fost eliminați, să existe posibilitatea de acces la aceste documente secrete Trebuie să fim comunitatea Soros Ce? Vorbesc serios acum? Pe nu, nu, dar asta e o chestie de luat în seamă Adică știu că există mapa galbenă de predare între președinți e ultra secretă Când, când domnul Iohannis va pleca Va lăsa și o mapă galbenă cu informațiile secrete Inclusiv acordurile secrete Deci noi, statul român, am avut De-a lungul istoriei noastre O serie de acorduri secrete Că între timp s-au aflat și așa mai departe Dar poate este un acord secret Între România și Ucraina De schimb de informații Pentru că asta este foarte grav Când uh, un premier Odată că Uh, dacă aflăm și eu am citit o serie de uh, documente clasificate și îmi ziceau premierii, bă, dar nu pleca cu ele și nu povesti uh, din ele. Și nu am povestit niciodată. Dar s-a făcut de mirul pământului, Ciolacu, să vină să spună că știu și nu-ți nu spun. <laughs> adică, bă, mă, e de prost. Păi de, de, ce? Păi de acum mă duc și îl botonez atâta și zic, bă, dar zim numai mie. Așa să știu și eu. Bă, ce e acolo? Mai e ce acolo. Bă, hai, să, hai, să, hai să discutăm pe bune acum. că uite, vorbim cu un jurnalist care a avut curajul, acum 2 ani de zile, să spună, eu, eu, Ghilezan, vreau să-l intervievez pe Vladimir Putin. Tu ai zis-o înainte lui Tacăl Carlson, <laughs> într-o perioadă în care, într-o perioadă de tip stalinist în România, poate lumea a uitat. Eu îi rog să meargă cu timpul înapoi, în luna martie anului 2022, când era o perioadă de stalinism aici, în România, n aveam voie să vorbim ce mai vorbeam noi la Gol de Fem. Buf, amenda în cap! Buf, amenda în Buf, putiniș! Bun. Hai să vorbim serios acum. Ce poate să fie? Te întreb. De câte ori crezi că ai stat în îndelungata ta carieră de jurnalist sau de personalitate politică, că la un moment dat ai fost și în politică cu sarcini de reprezentare, lângă agenți secreți? Și din agenții ăștia secreți, cât s -o fi fost CIA, cât s-o fi fost FSB, GRU, a, a fost sau așa mai departe. Pune! Păi normal când m-am ocupat de vizitele șefilor de state. Când a venit Bill Clinton aici la București, eu stăteam chiar lângă piața Revoluției și am avut doi agenți, i-am dus la o cafea la mine împreună cu... În cealaltă, consilierul de comunicare. Am stat de vorbă cu ei. De ce sudați ălea? Uh, pentru că sunt mor de curios uh, Și cu consilierul Că Au fost la realitatea pe toți. Am întrebat: dar tu de unde ești, de la ce instituție ești cu... și așa mai departe. Deci, noi, ca de asta m-am enervat astăzi și am scris pentru mâine uh, uh -huh. uh, despre uh, două invitații am primit. Bă, da. Am ajuns să ajung la bătrânețe să nu pot să-mi fac actul uh, jurnalistic. Primesc o invitație de la prietenul meu vechi, Gabriel Marinescu, din Timișoara, să lansează o carte a colegului meu de România Liberă, Corneliu Vlad, și pe surse specifice, că sunt și eu protejat. Atenție, domnilor care ascultați, am și eu protecție în serviciile de informații românești, mi s-au spus că acolo vor fi de față trei agenți uh, uh, ai FSB-ului, foști. Uh, și am zis, de decât să mă duc, de joi am spus, decât să mă duc și să vină dușmanul și să mă pun într-un colț alături de ăștia și să zică că asta e proba colaborării lui Ghilezan cu FSB-ul, i-am zis lui Gabriel, îmi pare rău, uh, nu vin să mă expun. Norocul că am fost protejat, informativ și am știut. A doua, de la oamenii de afaceri, de la noi, din, din zona ta, nu de la noi, da. din Sălaj care exportă foarte multe produse în Rusia. De lemn, de, lemn. de la De lemn. Lemn. da, da. 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 Nu, nu dăm nume. Nu dăm nume. Nu, nu, nu. nu, nu, <laughs> nu, nu. <laughs> și primesc invitația de a participa la Davosul de la St. Petersburg. E forumul internațional economic de la St. Petersburg. Ți-am zis și de dimineață, sunt șocat. De această invitație Că în urmă cu 20 de ani Tinerii din IEP Ăștia juniorii de la PPE Mi-au zis să mă duc la Davos cu ei Dar eu am preferat să plec în Filipine Atunci cu niște americani am lucrat pentru liberalii Din Filipine Mă și zic Păi nu mă duc la Davos Am rugat-o pe Nicol, Nicoleta Frank Prietena mea care era da. prietena regelui du și pe mine la Davos Păi dar erau 350 de kilometri de la Lausanne E în partea asta cu Austria Um, am mai mers cu mașina, dar niciodată n-am ajuns la Davos și nici nu-mi pare rău că n-am fost. La St. Petersburg a fost, am fost când aveam 15 ani. I am cerut lui mama, adică la Leningrad, am cerut lui mama, îmi dai și mie 8.000 de lei și zice, băi, dacă îmi spui pentru ce îți trebuie, îți dau. Dacă nu îmi spui, nu-ți dau. Păi și zic, dacă îți spun pentru ce îmi trebuie, nu o să mă lași. Uh, și până la urmă am spus, ne-am târguit și mi-a dat banii să mă duc la, Leningrad, că tata fiind medicul lui Poli, nu ne lăsau nici în Ungaria să mergem. Și așa am văzut Leningradul la 15 ani, o frumusețe, orice ar zice, poate să mă facă pe mine rusofon, proputinist. Domne, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume și aflu acum de la tinerii cu bani că e o fiță să te duci în cluburile din St. Petersburg. Și atunci, aceste invitații... Poți să să-ți confirm? îți dau numai o scenă și după aia ne dai concluzia cu rusofilia. Am fost, mă rog, era cu evenimente sportive. Era să-l alegem pe Vizăr, șeful sportului mondial și eu conduceam campania. Eram cu Ciriac, cu Ilie Năstase, Nadia Comănești, nu știu eram gașcă mare. Marcel Pavel era la cântat pe acolo cu 10 ani. Și în campania aia, sigur, am dus miliardarii la un club. La un club unde, de karaoke, și am ieșit pe la 4 dimineața, dar știi cum, acolo erau nopțile albe. Și noi ne-am dus pe lumină și am ieșit pe lumină, dar era 4 dimineața, mă mi lumină. Și a fost o noapte furtunoasă, cu cântat, cu fel de fel de lucruri. Ăsta nu mai avea Marcel Pavel, nu mai avea buzunare unde să-și pună dolari. O dedicație era 10.000 de dolari de la miliardari. Ați dați seama câți bani a făcut Marcel Pavel în noaptea aia? Și era așa. Și zice: Te rog, te rog frumos cosmin, să mă ghidezi înspre hotel și să ai grijă de mine, să nu mă jefuiească cineva. Și bine, mă o face. Când ieșim afară, afară din clubul ăla de karaoke, unde s-a cântat toată noaptea, a fost foarte simpatică treaba, rușii veseli, dedicații. Domnule, erau vreo 8-9 domnișoare de o statură care varia între 1,75 și 1,90 m, în pantalon scurt și cu bustiere, și care țineau de, de Logi niște cai, cu care cai se duceau la hotel. L-a pe. L-a murcat pe. L-a murcat pe, pe Marcel Pavel, pun cal de la. Știi? L-a murcat tot, l-a și pe asta se pun cal de la. Și așa ne-am dus dimineața, bine, erau vreo 500 de metri până la hotel, ca așa era obiceiul, cu... trebuia să le plătim pe domnișoarele alea, știi? Cu uh, domnișoarele care duceau cai de dârlogi și noi călare pe cale și cu Marcel Pavel cu buzunarele fine de față. Deci asta e din plăcerile de noapte ale San Petersburgului. Am vrut să povestesc o chestie spumoasă, frumoasă, cu două vedete din România. Acum, după această veselie, spune-ne concluzia. Ciolacu se va veseli după aventura declarativă asta a lui, care pe tine ți a făcut să râzi având experiență, te și enervează un pic apropo de faptul că trebuie să ne cenzurăm după 30 de ani de experiență de presă, să avem grijă să nu mergem la lansare la Corneliu Vlad sau să nu mergem la forumul de la San Petersburg. Spunem în concluzie care, care, crezi că va fi efectul. Efectul la ce? La ce se la, la, declarația lui Păi nu, că nu mai lăsa să termin. Deci, eu dacă mă duceam acolo la, la mine, unde am eu pământurile aproape de Timișoara, 26 de kilometri la Vucep, cum se zice, am, da. am, am așa, am tot am doi. acolo așa. trebuia să merg la lansare, da. um, o poză. Dar o poză nu este proba colaborării pentru numele lui Dumnezeu. Probele sunt angajamentul ferm, dacă are celălalt cu angajament și nu ne spune, atunci rămânem în fața opiniei publice, așa cum a zis George, mincinos. Deci el este prins într-un clește acum. Pahonții și el au pus într-un clește. Bă, dar dacă tăceai, filosof rămâneai. Bă, știi. Păi, da, bă, am lucrat cu Radu Vasile, cu Ciorbea, cu nu știu ce. Erau secrete mari de, despre KGB care le-am putut vedea eu un puștan amărât uh, prin guvernul României. Nu? Și nu am spus niciodată ce am citit acolo și ce nume le-am le văzut. Deci a intrat săracul într-un căștiu. Nu știu dacă își dă seama în chestia asta. Pe de-o parte, spune că am văzut și nu știu. Doi, e ipoteza nouă a lui George Simion. Cum vezi tu documentele clasificate ale altui stat, în baza cărui certificat internațional îl vezi? Eu știu că pot să mă uit în, la tine, în Republica Moldova, doar dacă am ornisul uh, moldovenesc. Sau avem un acord între state de liber schimb de informații. Deci e fapta foarte gravă ce a făcut-o Marcel. Cred că e inconștient. Adică lor a aruncat la, la luptă, așa. Bă, zici și tu că știu și nu știu. Și trei, bă, dar acolo, o probă a angajamentului. Nu e o poză făcută, pentru că dacă ne ducem în galerie la rapid și stau cinci caghebiști în spatele nostru, aia nu înseamnă că e o probă a colaborării noastre cu FSB-ul. Eu, în timp ce ziceam că nu-i războiul nostru, eu am avut două servicii secrete pe urmă când ziceam aici la Gold FM și inclusiv mi s-au și recunoscut de unul dintre șefii ai statului acest lucru. Deci, proba colaborării. Înseamnă momentul în care dai sticul, așa cum lângă uh, bisericuța aia vis-a-vis -vis de ce îi se dădea șoferului din ambasada Americii devenit șef uh, sâmbătă la aceeași oră de către un coleg de al nostru cu informații clasificate, ăla e momentul uh, ț, în care dai niște informații clasificate ale statului. Dar acum, pentru numele Dumnezeu, ce informații clasificate are George uh, Simion de la galerie? Cu ce ciorap m-am dus eu? Că m-am dus odată cu ciorapul violet și pe lângă altul eram alb și am, am zis că sunt coșer și, de fapt, eram pe post de papagal. Asta au uh, spus uh, ucranienilor. Și mai e ceva, dacă vreau să mă duc, problema mea este că e în invitație pentru 5-8 uh, iunie, când e campania electorală la noi. Dacă înainte de a mă duce la ambasada, poate ascultătorii noștri înțelepți și bine informați mă vor sfătui cum e de bine pentru statul român, membru al NATO. Deci, înainte de a cere viza ambasadei Rusiei la București, unde trebuie să mă cer voie? să mă duc la St. Petersburg. Mă duc la Marcel Ciolacu, las o hârtie la, la poartă, mă duc la Xat, acolo la Dudu Ionescu la, și zic las o hârtie că trebuie să fiu să cer voie statului român. Nu, nu, cum acum? Sau mă duc la SIE în poartă și cer factor de protecție, nu? Să-mi dea trei ofițeri lângă mine să mă protejeze. Deci vreau până la viitoarea emisiune, că știu că avem ascultători în serviciile de informații, să mă lămurească și pe mine cum trebuie să acționez ca să fiu corect atlantist. Bun. Cu toată ironia, dar și cu toată seriozitatea, că am fost ironic am și distrat. Am și băut, dar am și mâncat, dar ne-am și distrat. Ne luăm la revedere de la Marius Ghilezan. Îi mulțumim foarte mult, prieteni. Suntem înaintea discuției despre Putin și victoria lui N-am apucat cu Marius, dar sigur o să scrie el ceva zilele astea și o să vă citesc uh, părerea lui Ca niciodată Horia Moculescu și cam fiecare luni după orele 14, Mihai Namțu, imediat. Ce îngușă și încăpușă? Cu Cosmin în Three, two, one, rhythm. On your marks, get set, Gold Go. FM Solid Radio. Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news. Pe cine și ce să asculti? Analize dure, dar obiective. Solid Radio. De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou. Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid să țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Și citiți, prieteni, pentru ca să puteți să fiți deștepți, trebuie să citiți. Așa cum a citit de-a lungul vieții și citește încă și Mihai Namțu, care la rândul său este cineva din societatea românească care îi îndeamnă pe restul să citească așa cum stă bine fiecărui membru al Clubului de Gândire Gold. Mihai, bun revenit și în această luni! Te salut cu drag. Sunt după în duminică, după duminică, după duminică la Cluj, ce mai face Paula Selling. Era săraca gripată și a reușit totuși să produc o performanță artistică din nou la înălțime. Sunt bucuros să, să te salut la începutul acestei săptămâni care probabil... Promite niște surprize, dar nu-ți spun despre ce e vorba, fiindcă nu cred că ești atât de avid. De Promite not. niște surprize pe care te-ar putea să le știu și atunci mai bine nu mi le spui. O să, o să vedem. Cos <laughs> Bă, e Cosmine, ce facem când e o competiție între comunitățile de informații? Tot timpul e competiție între comunitățile de informații. Important este să călărești valul. Adică acolo cu serviciile secrete niciodată nu trebuie să cazi val Trebuie să călărești valul, să de pe un val, pe altul, că e complicat Oamenii nu se uită la victime colaterale Cinismul, cinismul din păcate, este în floare Cosmin, nivel... eu am călărit calul, știi? De asta am devenit scris <laughs> Eu am călărit calul în, în copilărie, valul prea puțin Ce e val, ca valul trece Dincolo de, de toate astea, nu vreau să, să fiu foarte uh, misterios Nu am mai vorbit și am să spun lucruri importante pentru dezvoltarea sănătoasă a României de mâine și a mișcării conservatoare Cred că tu reprezinți uh, o voce lucidă care ai văzut în 25 de ani de consultanță politică de viață activă în câteva partide uh, tu reprezinți o voce lucidă care îndeamnă oamenii la maturitate și atunci când noi vrem să creștem organizații, poate mișcări, poate iată curente de gândire, și nu dovedim maturitate, s-ar putea să nu aducem un serviciu cauze Și e foarte important să înțelegem că anul alegerilor 2024 confruntă lideri de diferite facturi, îi confruntă pe acești lideri cu câteva dileme câteva dileme grele. Cu cine ies la înaintare? Trebuie să vedem care sunt candidații la locale, candidații la europarlamentare, candidații la prezidențiale. Vedeți? Românii nu au acest privilegiu pe care l-au americanii să știe din timp. Cu doi ani înainte, în America, să știe cine va, va ținti -ți cât mai sus nu? pentru Casa Albă. România află cu două zile, cu trei zile, cu patru zile înainte de închiderea în calendarului electoral că e da. candidat Y. Și lucrul ăsta creează frustrări, lucrul ăsta creează probleme Și ți-am mai spus și am discutat anterior că nu îmi place nici faptul că nu există o dezbatere internă Și atunci de aceea avem atâta vol volatilitate politică Și cred că cei care ne ascultă, bravi, bravi iubitori de suveranism și conservatorism știu la ce mă refer Mă refer la volatilitatea din zona opoziției anti-PSD și anti-PNL unele partide apar, altele dispar, unele voci sunt foarte, foarte bine auzite o vreme și apoi sunt trecute în surdină pentru că nu există întotdeauna consistență. Și eu am pledat toată viața pentru o anumită consistență și doctrinară, și morală, și politică și trebuie să recunosc că sunt descumpănit. La ora asta aș vrea să știu care sunt candidații conservatori la Timișoara. Nu știu. Aș vrea să știu care sunt candidații în sectorul, nu știu, 2, 3, 4, 5, cu care să voteze suveraniștii sau naționaliștii sau patrioții sau creștini democrații. Nu știu. Nu știu cine este candidat din zona noastră conservatoare la, la Iași. Nu știu cine este candidat aici la Cluj. De cum, cum, cum? La Iași se știe. Europarlamentarul, Domnul, europarlamentarul, europarlamentarul care e medic. La Consiliul Județean? Nu, la Consiliul Județean, cred că este fostul deputat PSD. La Iași. Cred că, mă rog, întâmplător, la Iași se știe, nu contează. E o problemă. E adevărat, este o problemă ai dreptate, care a fost o problemă calculată. S-a devansat calendarul electoral, tocmai pentru ca să pună în pericol mișcările suveraniste aflate la început să nu aibă posibilitatea să sedimenteze candidații la locale ca să intre în dificultate. Este problema partidelor noi, e problema României pentru că e foarte puțin entuziasm în a veni alături de o mișcare nouă unde trebuie să depui eforturi, unde nu sunt bani, nu sunt funcții la început, o să vină după aceea. Este. Dar de ce te pregătești să ne spui? Nu, 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 Cosmin, nu am de gând să fac dezvăluiri. Doar simt că vor fi noutăți în următoarele săptămâni, vor fi anunțuri, vor fi candidaturi proaspete, probabil unele așteptate, altele neașteptate, vor fi reconfigurări de partide, redimensionări, unele mai mici. Da, da o să are... spun un lucru. Nimic nu schimbă rezultatul. Deci pot să vină ce oameni noi doresc să vină din momentul ăsta, Rezultatul tot ăla va fi sunt doar PSD, PNL, AUR, USR, că nu va fi acest ADU și UDMR care vor trece pragul electoral Poate să vină, cu zicea pe vremuri, Papa Pius de la Roma Poate să vină de acum până în iunie, că nu se schimbă Unele vor bate câte 3% Probabil că blocul ăsta suveranist român o să facă 2,5 ceva așa sau poate 3 ca să te scoată banii el alți cu România puternică o să facă 1,5, Șoșoaca a scăzut sub 5, nu știu dacă va mai face 4 sau chiar 3, ceva. S-a încheiat jocul pentru tura asta și pentru prezidențiale. Mai există o șansă de accedere peste pragul electoral doar la parlamentarele din decembrie când se reîmpart cărțile. În rest, finalele sunt. Finala la prezidențiale este Simion cu cine. Adică sau, sau că am completat puzzle-ul. o spune un strateg, nu, nu trebuie să spun eu asta despre mine, dar se știe că sunt cel mai bun din România și poate și din regiune. Se întâmplă cam, cum zic eu, de vreo 20 de ani. Deci, este, finala este Sim, George Simion cu cineva. Nu știm, cu Ciola, cu, poate cu Ciucă, poate cu altcineva, poate cu Gabi Firea. Se vor produce mari mutați în interiorul Partidului Social-Democrat după bâlbâiala asta de la locale. Deci, se cam știu, s-au -au umplut găurile cum ar veni acum. Contează, sigur, și cine va intra în Parlamentul European, numai că învelitoarea e făcută. Vor intra în Parlamentul European ăia care vor fi între primii 13-14 la PSD-PNL, între primii 11 la AUR și așa mai departe. Deci. Cosmin, s-ar putea să fie surpriză, totuși eu nu exclud această posibilitate. Tu, poți, tu poți, dar eu, eu dau informația clară, adică să rămâne consemnat. N-aș -aș pleca consolat din emisiunea asta, însă dacă n-aș pune întrebarea pentru ascultătorii Gold FM, oare câți dintre ascultătorii Gold FM l-ar vota pe Mihai Neanțu la europarlamentare? Pun doar această întrebare, Fiindcă mulți, nu dintre, mulți dintre ascultătorii uh, Gold FM, probabil larga majoritate, l-ar vota pe Mihai Namțu la europarlamentare. Uh, mulți o să-l voteze pe Aurelian Popa, care a fost aici până când a ajuns candidat la europarlamentare pe lista uh, AUR. Dacă nu sunt alte interese, alți colegi de noștri nu vor să candideze. Mulți l-ar vota pe Petru Romoșan sau pe Marius Ghilezan, dar nu vrea lui Marius Gilezani merge foarte bine în presă, face bani destui, nu, 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 mai vrea politică Dar aici e un bloc suveranist, sunt câteva sute de mii de oameni, minimum, minimum în colectivitatea noastră Minimum 500 de mii de oameni în comunitatea Gold, care nu urmăresc în fiecare zi În fiecare zi urmăresc 250, 300 de 350 de mii funcție de audiență Dar în total suntem peste jumătate de milion în această comunitate care o să voteze candidat suveraniști și Sigur că tu ești dintre cei vizați. Aici e vorba despre seriozitate și despre, până la urmă, substanță. Eu cred că românii merită la Bruxelles să aibă nu doar oameni bătăioși, nu doar oameni cu entuziasm. Sunt bune toate acestea. E bună și credința, e bună și uh, ar, ar, arderea interioară, lăuntrică pentru un crez, dar e importantă și competența. Aș vrea să dăm niște teste de limbă engleză, dacă se poate, cu unii dintre candidații PNL-PSD. Uh, aș vrea să dăm... Uh, este de competență, de ce nu, în materie de istorie și în materie de doctrină cu alți candidați Poate e prea târziu Hai să comentăm rapid Ascultă-mă, ești, ești pe primul loc, n-ai nicio problemă Dacă vrei să facem o competiție dintre ăștia care candidează acum La engleză, la istorie, la ortodoxie Tu ești pe primul loc, vei lua nota cea mai mare Ți-o spun eu care mă pricep cel puțin la fel de bine ca tine la toate trei domeniile deci, și sunt mai bătrân, adică îmi permit să spun chestia asta că sunt mai bătrân și nu candidez, adică pot să fiu obiectiv. Hai, te rog, că vreau după aia la final Dar să facem să un timp punct. Am, 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 am o durere pe inimă, și dacă îmi permit să o spun rapid, și după aia îmi da. spui e oportun sau nu, în calitate de om care am susținut în 2019 și tu ai făcut-o. Iată, un candidat la prezidențială din partea Mișcării Populare Atunci era Toader Paleologu și tu ai făcut-o Țin minte că eram împreună la Oradea și da, da, creat, da, 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 cu, cu tine de față Ei bine, Cosmin, dăm voie să deplâng în mod public Punctul jalnic în care a ajuns Mișcarea populară după, după atâția ani în care domnul Eugen Tomac a insistat să creadă despre sine Că este unicul și singurul și cel mai bun conducător al unei formațiuni care putea să aibă locul ei În zona de creștin-democrație mai, mai soft decât suveraniștii, să zicem hard, radical Și cred că s-a pierdut foarte mult Prin această asociere între mișcarea populară și USR Din punct de vedere al simbolisticii, evident Și mai mult decât atât Cred că acum nu doar mulți susținători ai mișcării populare Sunt dezamăgiți Mulți mi-au scris de această asociere da. Între Eugen Tomac și Drulă dar cred că mulți dintre susținătorii lui Cătălin Drulă sunt dezamăgiți Pentru că au fost trași pe sfoară, practic, de aceste pretenții ale lui Eugen Tomac Cum că el ar putea să reprezinte partidul când, în mod evident, la Tribunalul București Reprezentantul oficial era, era Cristi Diaconescu Este un deznodământ trist pentru un, repet, proiect politic pe care eu l-am susținut Doi ani de zile am muncit în acest partid, doi ani și mai bine am luat zeci de mii de voturi la Timișoara, la București, și vreau să exprim public uh, acest regret că mulți dintre cei care m-au votat acum uh, s-au trezit uh, descumpăniți. Și, de asemenea, vreau să mai spun ceva. Încă o dată se dovedește această teorie a leadership pe care tu o cunoști prea bine: dacă liderul este slab, dacă liderul este incapabil să ridice uh, organizația, chiar dacă. Por Potențialul organizației este de nota, să zicem, 7 și liderul este de nota 5. Organizația va scădea datorită incompetenței liderului. Și cred că asta se, asta se vede. Aș mai spune încă o chestiune rapidă. Trebuie să demascăm odată pentru totdeauna Cosmin, această această impostură a celor care pretind că sunt de centru-dreapta în România, dar care ajung imediat la Bruxelles ca să devină nu doar de centru-stânga, ci chiar radical de stânga, și mă refer aici la toți cei care votați pe listele USR, vor ajunge în partidul lui Macron, Renew Europe, care susține o radicală schimbare a definiției familiei. Atenție, afișul pe care eu l-am văzut cu ochii mei, care definește acum identitatea grupului Renew Europe pe care Macron îl tutelează, acest afiș prezenta. E cu LGBT, cu ce? Da, două femei lesbiene și subtitlul era să, să acceptăm orice familie la is love și așa mai departe Deci domnul Drulă trebuie să ne explice când ne minte, ne minte Sau când minte mai bine Când spune la București că este de centru-dreapta Sau când se duce la, Bru la Bruxelles ca să valideze proiectele stângii radical Același lucru trebuie să ne-l explice și domnul Tomac De ce aici în... Auzi, auz, dar nu crezi că știe, nu crezi că știe lumea? Aș vrea adică... să mai multă lume. Și mai vrea știe. să știe că fac Cosmin. Știe, da. tu, ai, tu, ai, tu ai dreptate și știe că tu ai plecat din acea zonă tocmai din cauza acestor devieri, tocmai din cauza acestor trădări. Sunt eu martor cum ai luptat în campania din 2019 și din 2020, într-un fel fidel, normal, fidel unor principii, Solidar cu o anumită echipă. Deci, eu sunt martor pentru chestiile astea și lumea care ți-a urmărit cariera știe. Ce e foarte important este ca cei ca tine, intelectualii consolidați, să reușească să clarifice pentru populație importanța conceptelor și importanța expertizei într-un joc în care statele și organizațiile se prăbușesc. Și cele care țin la aceste lucruri, la principii, la tradiții la valori, nu se prăbușesc. Și scuză-mă că, te întreb, că revenim după aia la discuția internă. Exact pe acest fond vreau să venim la Rusia și la demonstrația ei. Sigur, am scris amândoi despre Putin diverse lucruri de-a lungul vremurilor. Eu sunt unul care am refuzat de trei ori să mă întâlnesc cu Putin. Am refuzat eu. Eram incompatibil, așa mi s-a părut mie. La invitația lui, de două ori invitația lui personală, a treia oară invitația unui prieten. Foarte apropiat de el, prieteni și cu mine. Dar, noi suntem astăzi la o zi de după victoria lui, fără contracandidați reali, într-adevăr, dar cu o participare de aproape 70% a rușilor. Și din acești 70%, un scor, nici la rost să-l comentăm, de 87-88%. După un război de 2 ani de zile și după o campanie nebună a Occidentului, în a dezbina pe din acest unghi de tip civilizațional și după aia geopolitic, te-aș ruga să ne explici nu rezultatul, că la e normal. Consecințele acestui rezultat în acest context geopolitic foarte complicat de deconstrucție și reconstrucție. Cosmin cred că știi că sunt un democrat și nu pot să fiu încântat atunci când asist la o butaforie prin care cineva se realege, iată, după 25 de ani, Vladimir Putin este practic liderul necontestat al Rusiei și probabil că va avea un mandat. De, cât, de câți ani se anunță acest mandat a fi? De 5 ani? Nu, nu, 6, 6, până în 2030. De, de încă 6 ani. Bun, dar ceea ce pot să adaug după ce deplâng absența unui spirit democratic în aceste ultime alegeri este faptul că Occidentul se înșală când pariază pe iminenta fie Dispariția lui Putin, datorită unei boli galopante, fie când pariază pe dispariția lui Putin, datorită unei revolte interne, Putin a demonstrat că este puternic și că partidul pe care îl conduce are în continuare simpatii semnificative în electoratul rus și a mai demonstrat un lucru, că în Federația Rusă nu se vor schimba fundamental datele problemei în următorii, iată, ai spus șase ani de zile. Cred da. că. Cred că se autoamăgesc cei care spun, și am auzit comentatori serioși care spuneau asta acum un an de zile: O să plece Putin, o să fie o revoltă, o să fie o lovitură de stat și vine cineva mai bun. De regulă, de regulă, calculele pe care și le fac occidentalii sunt, din acest punct de vedere, greșite. Și aș mai spune încă ceva. Mulți dintre ei, din acești comentatori și analiști occidentali, ignoră riscul ca, în locul lui Putin, să vină o figură mult mai radicalizată în termen de neoimperialism. Este termen... un risc foarte serios, mă bucur că l-ai pus pe e, tapet. E, chiar hollywood dacă ți-a aminte, acum 10, 12, 15 ani, mereu insista cu filme artistice e, exact pe această linie. Adică, domne, e un dictator în Rusia, dar țineți cont că dacă vine un dictator militar sau total operat pe creier, lumea trece atunci într-o fază de zombificare. Da, e importantă ipoteza asta. Acum, cred că orice război întărește un președinte, fie că el este într-o țară democrată, fie că este într-o țară autoritară sau poate chiar într-o dictatură, un război, în general, îți, îți cere un plus de solidaritate, ție ca națiune și probabil că nu întâmplător Putin și-a programat acest scrutin pentru că în acest an, 2024, se anunță, de ce nu chiar o contraofensivă, sau, în orice caz, se anunță o abordare mult mai asertivă din partea armatei, armatei rusești, și cred că lucrurile acestea uh, îi pun pe jar pe foarte mulți. Nu-mi dau seama care este soluția, am spus mereu, cred că România se umflă prea tare în pene dacă ar crede că ea va oferi soluția Și cu atât mai mult analiștii noștri dâmbovițeni Cred că soluția va veni dintr-un dialog, dintr-o bilaterală între Washington și Moscova Eu asta cred că se va întâmpla și aș mai spune un lucru pentru cei care au uitat istoria Hai să recunoaștem că au fost întâlniri între, între oameni care nu se suportau Churchill nu se suporta cu Stalin și au stat de vorbă FDR, faimosul Roosevelt, nu cred că era un fan al regimului bolșevic și totul s-a văzut cu președintele URSS de atunci. Deci, în anumite situații, mai ales când există un inamic comun, care ar putea fi China, în anumite situații sunt posibile asemenea bilaterale sau trilaterale și cred că, după terminarea mandatului lui Joe Biden, această întâlnire între liderul american și liderul Federației Ruse, această întâlnire va avea loc. Chiar dacă poate la început. Și, și, și eu mizez pe ce spui tu, una din perspectivele la care lucrez și o teoretizez este, uh, dacă vrei, un soi de geopolitică rasială, pentru că, în sensul, în, în, în sensul, în, în sensul științific al cuvântului, uh, eu mizez după venirea lui Trump la putere pe o unire a energiilor în partea asta spre a contrabalansa, dacă vrei, așa numită ofensivă galbenă. Da? Rasa galbenă, care este rasa chineză, nu e pe orativ cuvântul galben, nu? E o culoare politică foarte prizată. Are astăzi o viteză de dezvoltare mult superioară. Nu mai vorbesc de Țările din spațiul euroatlantic, mult superioară și Rusiei și altora și Probabil că pe, o vi pe un viitor construct de negociere de tip Consiliu NATO-Rusia Care după informațiile mele va fi reactivat în scurt timp S-a creat în 2002 la Roma Am fost martor, am primit rapoartele discrete, nu secrete de la Eram atunci într-o poziție de putere și se putea acest lucru va fi reactivat ca fiind singurul format posibil de negociere a păcii. de este important și viitorul șef al NATO, care trebuie să fie agreat și de către ruși pentru negocierea păcii. Ei nu vor să meargă curute. De aici și secretul și de aici faptul că și Iohannis se împinge în față, auzind el că ar fi nevoie de un român, de un grec, de un polonez, de ceva de genul ăsta. Și crede că el ar fi ales. Nu va fi el ales. Dar și eu merg pe această teorie, în care se vor rescrie alianțele, nu după alegerile din Rusia, ci după alegerile din Statele Unite ale Americii, pentru că, într-adevăr, noi vorbim de emergența unei dictaturi, 100% dictatură, că în Rusia se mai mimează democrația. Nu e democrație nici în Rusia. Dar în China nici măcar nu se mimează democrația. Atunci, pentru lume și pentru spiritul uman, dominația unei țări care nu crede în democrație, care nu crede în viață, care nu crede în bucurie, cum e China, din punctul meu de vedere, e o dominație fatală. Și asta, în mod natural, va uni energiile din spațiul euroatlantic extins. Spațiul euroatlantic extins, fiind și Rusia. Te rog. Da, mai ales după prăpădul făcut de China în Africa, unde a cumpărat la bucată lideri politici, țări întregi chiar, oricum influență în zona economică a Africii, care încă rămâne un continent plin de resurse, de metale rare și așa mai departe. După ce retragerea Europei, a Occidentului în Africa, a produs un vid imens pe care l-au speculat chinezii, cred că mulți reconsideră această situație, această stare de fapt, și își doresc cumva să împingă înapoi China acolo unde este locul, adică în Asia. Și în Asia, apropo, China, care are 27 de vecini este o țară în Asia, China este o țară foarte puțin iubită. Indienii sunt primii care nu iubesc, mai sunt și alții. Și deci situația pe care va trebui să o gestioneze probabil Donald Trump, pentru că el cred că va fi următorul președinte al Statelor Unite, nu va fi deloc. Nu, Auzi, va fi deloc. nu că crezi, el poate să nu fie numai în varianta de Doamne Ferește. Asasinat. Da, atât. Pentru că justiția i-a dat drumul Pot să inventez de ăștia oricâți alți candidați de tip. Pentru că ei au în vedere că Robert Kennedy Jr. o să ia din electoratul lui Trump și vezi, doamne, candidatul Partidului Democrat va reuși să ajungă pe primul loc. Este speranță deșartă acest lucru. Va lua din. Așa e programat Robert Kennedy Jr. să ia din electoratul lui Trump, dar e ținut în cursă de aici se asigură tribună în media mainstream, dar va lua mai puțin decât a luat pe rot pe vremuri când a fost băgat în cursă, dacă ți aduci aminte, era foarte tânăr. Era un, da, era un miliardar mic cu reg și care a fost dispus să cheltuiască bani în campania lui electorală, a fost organizat acel lucru. La fel la e și Robert Kennedy Jr. acum, dar nu cred că va avea succes, te rog. Și cred că Ross l-a făcut pe Bill Clinton președinte. Bun. Dar cred că și Kennedy știe că poate să primească mai mult, chiar și de la Trump, după, după alegeri. În America, repet, mai mult decât în România, există și acest individualism care este apreciat de public. Nu toată lumea trebuie să fie pe listă de partid, nu toată lumea trebuie să fie afiliat nu orice personaj trebuie să fie neapărat să fie într-o structură de asta de tip militarizat și așa mai departe. Bun, în România spuneam că trebuie să revenim poate dacă ești de acord cu discuția despre, despre, viitorul, despre viitorul, politic al acestei țări. În România Da, înainte însă te rog să mergem prin acea repriză pe care te-am rugat să o abordăm. Ca om umblat în comunitățile românești, n-am făcut deloc întâmplător acest excurs, nu l-am programat deloc întâmplător cu tine, despre diaspora. În acest, week, acest weekend a fost un weekend negru pentru Partidul Național Liberal. S-au dus în Italia, uh, Spania, Franța, pe unde mai fi fost în trei zile, să se prime cu ignorați. Au, au, fost, au, au fost ignorați ah, Cu trenul, cum să tăiem pensiile speciale da. Apropo de poza curare care... am, am înțeles că Am înțeles că o delegație de liberali S-au plimbat cu trenul între Madrid și Barcelona cam, așa. Declar, exact, aș, cam, așa, cam Cam asta a fost bancul Din nefericire pentru ei Treburile au fost dramatice În sensul că nu s-au dus românii deloc La întâlnirile lor au stat de vorbă trei lideri PNL, Ciucă, Bogdan și Bode. Este o poză cred că din Italia sau din Spania, în care ei stăteau pe o uh, canapea și în fața lor erau șapte sau opt oameni dintre care o mamă cu doi copii, și asta era întâlnirea lor cu diaspora din acel loc. Altele au fost anulate că nu s-a dus nimeni, nimeni la aceste întâlniri. N-au putut să transmită în țară, n-au putut să dea poze, nimic, pentru că i-a ignorat pur și simplu sprijinul diasporei, s-a topit total în ceea ce privește PNL-ul și Iohannis. Din acest unghi al unui om care umple sările în diaspora când te duci, tu ai avut conferințe în diaspora și ai umplut sările, lumea a venit să se întâlnească cu tine spre a vorbi despre România, te rog interpretează-mi acest semn al unor români dornici de întâlnire cu lideri politici, că se duc româniști. dacă nu țin cu aia, se duc să mai audă ce zic. Mă, pe ăștia au refuzat incorpore. Nu s-a dus aproape nimeni. Da, ce semeni aceia, cu, cu legi? Ai semănat dispreț? Ai semănat, semănat aroganță? Ai semănat, până la urmă, indiferență? Pentru că, să recunoaștem, diaspora aștepta și așteaptă de mult timp să primească măcar 10, 15, 20 de deputați. Noi trăim această anomalie în București avem o populație, nu știu, cu drept de vot de poate 1 milion 2 milioane de locuitori, cu drept de vot vreau să spun, și totuși sunt 32, 34 de deputați care reprezintă 2 milioane, dar 6 milioane de români în diaspora sunt reprezentați de 4 deputați. Adică de 10 ori mai puțin aproape. Ei, diaspora aștepta din partea unui partid care spunea că e partidul diasporei pe vremuri. La putere, un partid care poate să schimbe treburile, nu? Să facă ceva. Să, exact, lărgească numărul de deputați și senatori care pot să reprezinte interesele românilor din diaspora, care pot să întărească legătura între țară și diaspora, nu s-a întâmplat deloc asta. Apoi, să ne gândim la disprețul manifestat prin numirile acelea aberante făcute și de PNL și de PSD, la unison, în institutele culturale. Era o doamnă parcă la Londra care cânta manele și da. pe care avea talentul. A fost un dezastru de imagine. Avem, de asemenea, lipsa de randament economic în ultima instanță acești diplomați, acești ambasadori care iarăși primesc salarii bunicele și care ar trebui să aducă investiții străine, investiții directe în România, nu pot prezenta rapoarte favorabile. Românii din diaspora s-ar întoarce acasă, dar n-au unde, pentru că locurile de muncă încă sunt prost plătite în multe, multe industrii. Și atunci, la întrebarea ce ați făcut pentru noi de 10 ani de când conduceți România, fiindcă PSD-ul de la Ponta a avut doar câteva sincope, deci de aproape 10 fix. ani. Așa e, așa e. România, ce ați făcut pentru noi, în afară de a ne îndatora? Înainte, eu credeam că, mă rog, să te împrumuți cu 8, 10, 15 miliarde e foarte mult, dar văd că noi ne, ne împrumutăm mai nou cu 4, deci de 4. Cu 4 miliarde de dolari într-o într singură zi, de la cămătarii lumii, cred că ne, ne împrumutăm, fiindcă ne împrumutăm mai scump decât bulgarii, mai scump decât maghiarii, mai scump decât polonezii. Asta e o altă paranteză. Și atunci, românii din diaspora au tot dreptul să-i tragă, să tragă de șireturi pe politicieni. Chiar sunt prea blânzi din punctul meu de vedere și prea cu bun simț. Aș mai face o observație de ordine. Adică tu, de fapt, zici, băi, trebuie să te mergeți să-i huiduiți, să-i luați la huă, nu să-i ignorați. Trebuie să fiți mai activi să iei la trei păzește, se spune în popor. Acum, o ultimă observație de ordine estetic și cu excepția lui Rareș Bogdan, care cred că mai merge la sală sau se îngrijește, poate prea mult. Nu merge -a. la sală, nici genoflexiune nu face. Are, are, metabolismul, are metabolismul foarte bun. Mănâncă, deci mănâncă de trei ori mai mult decât mănânci tu. Deci încă tu mănânci bine, că consumi energie. Rareș mănâncă ca haplea, nu se îngrașă. Bun, cu excepția unora cu metabolismul foarte bun, cum ai spus, Așa. mulți dintre politicienii PNL-ului uh, și ai PSD-ului scot la, scot la înaintare aceste personaje cu o înfățișare de pur și simplu giftuiți și de lacomi cu burțile lor care seamănă cu niște parohii foarte largi și care pur și simplu arată huzurul în care se, în care se lăfăiesc de la o zi la alta tot mai mult și care este la antipoz cu uh, sărăcia în continuare evidentă și prezentă în, în, în multe straturi ale societății românești Deci, uh, cum, spunea, uh, cum spunea Eminescu, au de patrie virtute, nu vorbește liberalul Așa este, ei vorbesc despre patrie, ei vorbesc despre virtute Dar sunt niște lacomi care uneori se plimbă cu un Lamborghini, apoi cu un Bentley pe banii poporului desigur și la final vor să mai primească un comandat. Este o brăznicie care merită taxată și uh, ultima observație că și eu m-am plimbat zilele acestea însă prin comunitățile creștine, comunități evanghelice, ortodoxe, sunt invitat peste tot și vreau să spun că oameni, nu am să spun județele pentru că îi vulnerabilizez pe prietenii mei, oameni da. din Partidul Național Liberal Oameni din Partidul Național Liberal care au frică de Dumnezeu, și știi că sunt asemenea oameni. Oameni care se duc duminica la biserică, oameni care mai deschid Biblia și care se mai raportează la înțelepciunea, la înțelepciunea sfinților părinți. Ei bine aceștia mi-au zis, mihai, noi nu votăm lista care este deschisă de o lgbt mi-au spus ei, în orice caz de o feministă, în orice caz de o susținătoare a ideologiei de gen, pe care Ursula ne-a băgat-o în coastă, ca să mă exprim așa, la ultimele deplasări ale ei aici spre, spre țara noastră, în București chiar. Ei bine, deci vestea zilei, dacă vrei să o dăm, este următoarea. Peneliștii vor sabota lista la europarlamentare pentru că acolo și Ultimul licăr de conștiință care este activ în anumite suflete, nu o să le permită creștinilor, mai ales, să se ducă să pună cap de listă o femeie care nu are experiență politică în PNL, o femeie care nu reprezintă societatea civilă, o femeie care nu are nicio legătură cu, până la urmă, va, valorile și tradițiile populare și care, totuși, pentru că a fost agreată de Ursula și de Iohannis, a fost pusă cap de listă. În condițiile în care te așteptai, și aici o observație de bun simț pe care a făcut-o și Cristian Tereș într-o discuție cu mine pe YouTube, în condițiile în care te așteptai ca măcar un bărbat sau o altă femeie din PSD sau PNL, care bărbat sau femeie a stat deja 5 ani sau poate chiar 10 ani la Bruxelles, ar fi bine meritat o răsplată, uite, pentru că ai fost foarte activ sau activă, te punem locul 1. Deci este o situație tot mai ciudată care confirmă bănuiala mea. Privitoare la globalism. Globalismul este această ideologie care crede că nu mai contează votul cetățenilor, ci doar structurile transnaționale care agrează deasupra capetelor noastre, ale proștilor. A mers, care... a mers, a mers. Până acum a mers, Mihai. Deci tu zici că 2024 va fi prima dată când nu mai merge. Eu cred că PNL și PSD iau sub 40%. Eu cred că PNL și PSD se duc împreună, așa, comasați și aliați, cum sunt ei. Se duc spre un 37-38 Neconvingător Eu cred că o să fie niște discuții foarte serioase Foarte animate în PNL Și eu mai anticipez Apariția unei alte structuri politice Care va duce voturi din zona PNL-ului Care nu se vor duce la aur Iartă-mă, nu m-am ținut, este 15 și 4 minute Cred că până la finalul emisiunii Îți mai spun câte ceva Cred sincer. Foarte bine că nu, acum o să intrăm pe uh, Zona internă Vreau însă Să ne faci o sinteză în afara aspirațiilor pragmatice ale diasporei, pentru că azi am vorbit mai mult despre ei și merită săracii, pentru că au fost bagiocoriți, au fost folosiți. Spune-mi, te rog, care e nivelul de românism și ortodoxie în mințile și sufletele lor, pe care l-ai măsurat și tu empiric, din contactele cu ei? Adică e ceva ce a sporit din depărtare, din plecare, din uh, viața de acolo, din Occident, Cosmin, la nivelul tot... diasporei, ro românismul și ortodoxia, din da. mințile și sufletele lor. Asta, ce, ce ai simțit? Toată lumea știe, Cosmin, și mai ales ascultătorii Gold FM sunt familiarizați cu faptul că orice român care s-a dus acolo, acum 7, 8, 10, 15, 20 de ani, în da. primii ani da. enorm. A avut parte de umilințe pe de-o parte din dinspre, dinspre autohtonii respectivelor țări, deci dinspre nemți, dinspre uh, poate italieni, poate chiar dinspre spanioli. Au existat și umilințe. Și apoi a existat un imens dor de țară care trebuia lecuit. Unde să-ți lecuiești dorul de a vorbi română? Unde să-ți lecuiești dorul? de a ține în brațe un copil, unde să îți lecuiești dorul de a spune o priceasnă, de a cânta un colin, da. în, în biserică. Uh -huh. Biserica este o realitate vie, nu este deloc o realitate impusă, nici măcar de tradiții sau cu atât mai puțin de vreun primar sau de vreo structură a autorității statului. Absolut deloc. Biserica e vie prin faptul că 5, 7, 10 oameni care prin dorul de casă și de Dumnezeu se hotărăsc, la început, să se strângă duminica, să citească o psaltire, să citească câteva rugăciuni. După aia, cheamă un preot care este itinerant, care vine din alte localitate și preotul zice: Hei, fac liturgia la ora 9 dimineața la mine în Nottingham. Dar, după aceea, la ora 12, pot să fiu la tine, nu știu, în Habarnamp, o altă localitate, Manchester sau ceva de genul ăsta. Am cunoscut asemenea cazuri. Preotul slujea în, în Newcastle la ora 9 și după aceea era în York, o localitate la vreo oră jumate distanță, după trei ore. Deci această... E frumos. Această experiență vie a creștinismului, care are și un pandant în creștinismul evanghelic. Eu vreau să fiu foarte onest. La noi, în Ortodoxie, și mă bucur că Biserica Mamă a luat decizia de a trimite un episcop la Londra, dar la noi în Ortodoxie lucrurile merg mai lent pentru că suntem foarte ierarhici, foarte structurați în, în dimensiunea asta, știi, a a funcțiilor, a rangurilor, însă, în mediul evanghelic, penticostal și baptist, dar mai ales pentecostal, există o spontaneitate și mai mare. Adică, acolo, cum spun ei, 3, 5, 7 frați se, strângă, se strâng la oaltă și iarăși fac o mică biserică, la întâi, întâi de toate, e o biserică de casă, adică se întâlnesc în casa mai mare a unui prieten, poate omul ăla are și o terasă, și acolo se întâlnesc și fac studiu biblic și se roagă, apoi își iau un plan. Și se gândesc să cumpere o o biserică mai veche, dar biserica este extrem de vie, de aceea și PSD a încercat să susțină bisericile din diaspora cu bani frumoși, cu bani consistenți. Și eu aici nu aș vrea să fiu impostor. Poate că unii mă critică că am să laud niște activități făcute de altcineva decât, nu știu. La, noi, la noi toată lumea este asumată, tu ești un tip asumat, la aici este o tribună asumată pentru Sume, că. Noi... Spunem pe ce urâm, noi, noi, spunem ce urâm și ce iubim, ce respectăm și ce detestăm. Asta e ideea trupului de gândire gol asta e. Te rog. Gheorghe Cârciu, ministru PSD, dacă nu mă înșel, al românilor de pretutindeni, eu consider că a făcut o treabă foarte bună, oferindu-le românilor din afara granițelor țării suport financiar pentru activități în cadrul bisericii, în afara bisericii, dar în orice caz cu caracter național și creștin. Și am să spun foarte clar. mulțumesc că mi-ai spus numele, că în viața mea n-am auzit de el. Gheorghe Cârciu. Îți mulțumesc. N-am auzit în viața mea de acest Gheorghe Cârciu. O știu dacă ești ironic. Nu, nu, nu. Pe cuvânt, dacă am auzit vreodată de Gheorghe Cârciu. Am unul, Cârciu, care e cu camerele de a vedere pe domeniul meu, pe aici e patronul unei firme care tot timpul vine să-mi arate pe camere mistreții, intrușii, tot astea dar Alt nu al cunoscut. Îți dau informații așa de culise. Domnul Gheorghe Cârciu este un om care a trăit 20 și ceva de ani în Franța, este un om de afaceri, un foarte bun prieten al Mitropolitului Iosif de Paris și da. un creditor de biserici. Care nu a reușit să convingă neapărat partidele de dreapta Și deși orientarea lui era de dreapta Și atunci a fost coptat de PSD Uneori știi că PSD-ul e mai priceput la recrutarea de oameni decât alte partide Bun, deci eu o să recunosc faptul că în România Acest tradiționalism care mai poate fi găsit și la, și la oameni precum domnul Gheorghe Cârciu Acest tradiționalism a finanțat, repet, activitățile bisericii În timp ce, probabil... În Franța lui Emanuel. Activitățile bisericii ortodoxe sau activitățile bisericilor din diaspora? Tuturor bisericilor, cu precădere. Tuturor. Tuturor. Bravo. Bravo. Bravo! Adică vorbim despre 16, 16 milioane, 18 milioane, 20 de milioane de euro, care s-au dus din banii noștri, adică ai contribuabilor din țară, către frații din diaspora, pentru prima oară și noi le-am mulțumit lor. Deci, ei au susținut România foarte mult timp. Dar noi acum am întors cantități uriașe de bani spre bisericile din diaspora și eu cred că este un lucru bun. Dacă, repet, banii acești ar fi fost pe mâna unui ministru, așa, ministru curcubeu, cum i-ar place lui Macron, nu? să fie orice ministru dintr-un guvern socialist, dacă acești bani ar fi fost distribuiți de un om care îl urăște pe Dumnezeu și care detestă idealurile naționale, banii s-ar fi dus către tot soiul de ONG-uri ale unor minorități radicale care fac zgomot și care nu aduc niciun fel de fericire sau bunăstare omului de rând. De aceea eu sunt bucuros că trăim într-o țară în care încă valorile creștine nu sunt călcate în picioare, cum se întâmplă, din păcate, în Occident. Bun. Și tu ne spui, domne, diaspora totuși acolo se manifestă în aceste biserici fie că sunt ortodoxe, fie că sunt creștine altfel, protestant, adică neoprotestante, protestante, poate chiar parte din ele, acolo mai avem românism. Acum, la final, te-aș ruga, după această excursie geopolitică în care am anunțat noi aici și niște schimbări de atitudine pe axa Moscova-Washington după ce Trump va fi impus, dar am venit și la România de dincolo, care e mai activă decât România de aici, chiar dacă sunt mai puțin, 6-7 milioane în diaspora, mie ei îmi par mult mai activ decât românii din țară, îmi pare rău. Adică ei, ei ca activism, bat astea 15-16 milioane de aici din țară, astea 6-7 milioane. Spunem -mi, te rog, din unghiul tău, din unghiul tău, apropo de jocul intern, cât de mare crezi că ar putea să fie frauda? Pentru că disperarea naște, nu? Foamea naște uh, tentația de a fura. Asta e, de la foame vine, de la lăcomie, după aia, dar prima dată de la foame. Disperarea asta electorală venită din topirea sprijinului public. Din faptul că liberalii, cum ziceai tu, sunt decis să nu voteze lista PSD-PNL. O parte dintre ei, nu contează, o consistență. Uh, asta naște pofta de fraudă. Simți, simți uh, în aer așa posibilitatea asta de fraudare majoră a alegerilor? Da, eu spun două lucruri, de fapt, și să nu te super pe mine că îmi duc gândul până la capă. Deci, sunt două nu lucruri. Nu mă supăr care... pe tine decât atunci când ratezi emisiunea. Atât. În rest, nu mă supăr niciodată. Poți să ai ce opinii vrei. Ți le respect. Când ratezi emisiunea, atunci aproape că mă supăr. Nu mai uitat și nu mai iertat. <laughs> Bun, deci avem, am, o, am, o, circunstanță circumstanță, eram, 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 în, America în drum spre aeroport. Bun, sunt bucuros să-ți răspund, Cosmin, după o mila mea, nu știu, capacitate de, de evaluare, eu cred că se vor întâmpla două lucruri. Este clar că PNL și PSD vor să prăduiască țara în următorii cinci ani. Este, fără dubiu, un deziderat al clasei politice. Și când te uiți la la un om ca Bode, iartă-mă te rog, nu ai cum să nu, cum să spun eu să nu te uimești în fața adâncimii slugărniciei sistemice care a ajuns să pătrundă și în casa privată și în casa publică a lui Claus Iohannis da. și care îi permite lui acum, nu vorbesc despre domnul Bode să facă el listele ca un vătaf veritabil, deși omul este literalmente incapabil incapabil să citească un text fără ajutor, incapabil să articuleze într-o conferință de presă, într-o limbă de circulație, o viziune a României asupra spațiului Schengen, incapabil să-și dea seama de viclenia cu care, sigur, un politician austriac l-a tras pe sfoară când i-a spus că totul se rezolvă și nu s-a rezolvat nimic. Acești oameni, repet, oameni ca bode, sunt responsabili, de fapt, uite ca să dăm și un titlu frumos, Oameni ca bode sunt groparii liberalismului românesc. Și această îngropăciune sau această îngropare a liberalismului se face în beneficiul socialismului. Asta este un prim lucru pe care trebuie să-l spunem. PNL va ieși din aceste alegeri europarlamentare profund, profund, aș spune eu, alterat. Alterat ca doctrină, alterat ca și reputație, alterat în diaspora, unde va lua foarte puține voturi. Alterat chiar și în Transilvania. Însă, pe lângă fraudarea pe care unii se vor pricepe să o facă, nu știu cât de mult se poate face așa, această fraudare când ai, totuși, cred că o legislație penală foarte severă. Da, pe lângă această situație pe care o vom comenta la timpul potrivit, trebuie să spun că eu cred ceva și știu că poate nu ești de acord cu mine. Eu cred că pe lângă aur. Se caută astăzi un vehicul politic Pentru tipul, pentru profilul de votant ardelean Pe care tu îl știi foarte bine Și te rog să nu te faci că nu îl știi Profilul uh, votantului ardelean conservator Dar care nu-i foarte zgomotos în exprimarea emoțiilor, emoții sale Fie patriotice, fie religioase, creștinești uh, Ardeleanul care nu este obișnuit cu tipul ăsta de gesticulație Pe care George Simeon uh, și-l asumă foarte des Ardeleanul care e ușor inconfortabil în fața unui limbaj abraziv, ca să nu spun vulgar, și această, repet, masă de votanți care pe vremuri, în anii 90, s-a dus spre PNC. Nu uita asta. PNC a fost un foarte puternic partid în Ardeal în anii 90, care apoi s-a dus spre PD și chiar PDL în anii 2000, 2008 chiar, această, ba, acest bazin, această masă mare, care include vreo 800 de mii, 900 de, mii de creștini evanghelici, pe lângă creștinii ortodoxi pe care îi avem deja, eu cred că într-o bună măsură se va orienta spre o alternativă și la PNL și la AUR. AUR are votanți în această, repet, zonă, dar nu epuizează AUR opțiunile acestui electorat. Și nu o spun cu o sete polemică acum de a da altora lecții, că nu mă pricep eu să dau lecții nimănui din acest punct de vedere, dar realmente luând pulsul, n-aș vrea să te mint. Foarte mulți pastori mi-au spus, domnule, știi, pentru noi limbajul ăsta cu scroafă împuțită, cu... nu, nu e un limbaj potrivit, nu e un limbaj care să ne ajute pe noi pastori creștini să validăm sau să recomandăm public un anumit tip e, de... E, e, e adevărat, dar trebuia să se gândească mai de mult eu ți-am spus ție că astăzi, 18 martie, în momentul în care mai sunt mai puțin de 11 săptămâni până la legile locale și europarlamentare, este mult, mult prea târziu și o să fie obligați toți, nu să stea acasă, ci să aleagă ce e mai bine, ce e mai bine din ceea ce este pe tarabă. Dacă ar fi avut gânduri constructive, trebuiau ca anul trecut sau acum 2 ani, la diverse apeluri publice ale unora sau ale altora, sau acum 5 ani, să răspundă, nu astăzi. Astăzi asta este oferta. Cei pătarabă, aia se votează. În rest, este foarte complicat, la fel ca și pentru prezidențiale. Unde mai rămâne loc de joc, acolo, da, poți să iau în considerare ce spui tu, este pentru decembrie, cu condiția ca pregătirile să înceapă de ieri. Pentru decembrie la parlamentare mai este încă loc. Pentru europarlamentare, locale și prezidențiale nu mai este loc. S-a închis. Da, eu am eu, eu vorbit despre o tendință generală. Eu nu vorbeam acum despre E importantă. Această tendință se poate vârsta în decembrie. Nu e lipsit de importanță. Noi în decembrie o să avem cu totul altfel de alegeri. Indiferent cine va fi președinte, se va întâmpla ceva special la parlament pentru a-l întări pe viitorul președinte sau din potrivă pentru a-l contrabalansa dur pe viitorul președinte cu o majoritate parlamentară împotriva lui. Foarte interesant este jocul din septembrie până în decembrie. Cosmin, te întreb ceva. Cine va fi viitorul președinte? Eu uneori pun și întrebări în această emisiune. Tu ești generos și mă las să pun aceste întrebări. Ai vreo bănuială? Crezi că acest nume astăzi? a fost... Da. Astăzi când vorbim? Da. Nu-l bate nimeni pe Simion astăzi când vorbim dintre cei care au posibilitatea să candideze, a avea posibilitatea să candidezi înseamnă să te voteze partidul și structura pe care o ai. Altfel n-ai nicio șansă. Ăștia sunt Ciolacu, Ciucă, Drulă, posibil Firea, dacă se întâmplă ceva la locale, cu mică probabilitate, în locul lui Ciolacu, toți ăștia, în orice simulare, sunt bătuți rău de către George Simion în turul 2. S-au făcut uh, toate aceste simulări. USR-ul nu are alte resurse de candidatură uh, în acest moment. Uh, șmecheriile astea că vine Ramona Chiriac uh, și va candida din partea lui Iohannis, da, să vină, va lua 3%, dacă ia 3%, așa ceva nu există. Deci astăzi noi îl avem președinte pe... George Simion. Ăsta e și motivul pentru care uh, Marcel Ciolacu face aceste prostii în care inventează spionită de tip fesebist la nivelul lui uh, George Simion. Nu știu dacă mai suntem în legătură cu Mihai, dacă nu cumva s-a întrerupt. Sper să-l auzim. Uh, dacă nu, putem reface legătura pe final Mihai Pitaru sau vom încheia aici, dacă s -a da, cred că e și momentul să încheiem, că ne-am dus destul de departe. Prieteni, asta a fost emisiunea de astăzi. Cei în gușă și în căpușă. rețineți concluziile apropo de faptul că liberalii din Ardeal nu votează o listă PSD-PNL în care este un simpatizant LGBT, pe primul loc, foarte important, și că Putin câștigând îl așteaptă pe Trump să câștige pentru ca să formateze o nouă organizare geopolitică a lumii Contrabalans la ofensiva Chinei Stați pe fază în această după-amiază Mâine vom comenta pe larg tot ceea ce se întâmplă și ați aflat că s-ar putea întâmpla doar de la noi Horia Moculescu și Toto Cutunio la final de fi tu, sal și el la mal Foarte frumoasă melodie am ascultat-o, cântat o dată la pian și Horia Muculescu. Nu l-am văzut de mult săracu. Asta a fost lumea românească și internațională astăzi la Gold FM, prieteni. Mâine vă descriu alături de SRS și pentru Romoșan. Să fiți iubiți! Ce îngușă și încăpușă! Cu Cosmin în Gușă!